Dacă scăpăm de infecție, atunci am câștigat. Ce a urmat? A urmat cea mai grea perioadă din viața mea. Am simțit bucăți de os pe față, sus s-a înroșit tavanul, am și amețit, nu de durere, că durerea nu e chiar în momentul acela, nu o percepi, ci m-am uitat la mână și ultimele vorbe au fost: m-am nenorocit. La 27 de ani și m-am căsătorit când unul din băieții taitei mi-au spus: ar fi vremea să te gândești și tu. Am avut cele mai bengoase mașini din Moldova. Atâta mă pricepeam atunci. Asta e realitatea. Am făcut colecții. Adică aveți mai mult decât Dacia și sau Allseed? Mercedes, Ford Capri, care era regele șoselelor. Credeți că instituțiile statului astăzi mai au informatori prin biserici? Sunt ministru secretar de stat. Și a zis: plec de aici cu 5 ținte. Prima este să fac ce n-am făcut până acum, să studiez Biblia. O tânără din Irlanda, la 27 de ani, mergea cu mâinile așa înainte, parcă era un handicapat, nu știi de când, din cauza drogurilor. Când mi-am adus aminte ce faci acolo, am hotărât să dau din banii mei personali. Și zice: acum am dat telefon să vă spun că am trimis banii și să vă mulțumesc că am avut onoarea asta. Omul ăsta vorbea parcă era din altă lume. Dar eu vreau să vă întreb dacă îl trimiteam pe domnul Prun acasă. Încă nu plinse 16 ani și a făcut accident vascular cerebral. Nu era cizmar, era un medic. Și Dumnezeu a făcut o minune pentru soția mea. Post fără apă înseamnă eroare. A ridicat ochii în sus. S-a albit la față și a zis: așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. Mă bucur să fim din nou împreună, dragi prieteni. O nouă ediție de podcast, o nouă ediție în care vom cunoaște un om special. Dar până atunci doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru că rezonați cu ceea ce facem noi aici la Autentic, la tot ceea ce înseamnă conceptul pe care îl avem în spate și am creat cu adevărat o comunitate. Apreciez fiecare like, fiecare subscribe, de asemenea fiecare comentariu pe care îl transmiteți, chiar dacă uneori doriți ca lucrurile să fie puțin altfel față de cum le facem noi aici, dar ne încântă lucrul acesta pentru că vedem că aveți o preocupare față de proiectul nostru. De asemenea, dacă sunteți alături de noi, nu uitați să apăsați și pe clopoțel pentru a fi anunțați de fiecare dată când noi postăm diferite materiale pe canalul nostru. Apreciem din toată inima și pe aceia care aleg să ne asculte pe platformele de podcast. Suntem acolo cu fiecare episod sau proiect pe care îl facem puțin diferit dincolo de ceea ce realizăm noi aici la Masa Autentic. Pentru ca să economisim din timp și pentru a profita cât mai mult de invitatul din ocazia aceasta, am să-i spun bun venit domnului Costel Iosub aici la Masa Autentic. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fim împreună. Cum sunteți? Bine, mă bucur că am venit de ieri în București ca să mă pot odihni. Asta e bine, ați economisit cumva din timp și să aveți energie pentru momentul ăsta, deși știu că ați avut și diferite întâlniri în ziua de ieri, astfel încât să fie totul așezat așa cum trebuie. Da, așa este. Cum este familia? Mulțumim lui Dumnezeu, suntem bine, oricum primim de la Dumnezeu mult mai mult decât merităm. Prima provocare, da? 20 de secunde să ne spuneți ceva despre dumneavoastră, dar pe ceas, nu oricum. Haideți să vedem ce ați ales să ne transmiteți în ocazia asta, cât îmi setez eu cronometrul, aveți puțin răgaz, am să dau deja drumul acestui, nu știu, primă atitudine din asta de deschidere față de noi. Apăs pe buton. Nici n-am prea mult de ales, sunt un călător ca și alții, prin har cu perspectiva veșniciei și tot prin har cu favoarea de a fi martor ai minunilor pe care Dumnezeu le face. Ați vorbit foarte mult despre relația cu Dumnezeu și despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră, dincolo de chestiuni cumva palpabile
legate de, nu știu, realizări sau alte chestiuni din astea care de multe ori ne vin în minte când cineva ne întreabă despre noi. De unde relația asta așa apropiată cu Dumnezeu? Cred că sunt mulți oameni care au o relație apropiată sau mult mai apropiată cu Dumnezeu, dar ca să continui ideea începută, mă uimește faptul că poți să constați că nu ai nevoie de istorie sau doar de istorie să te gândești la Dumnezeu, ci îl vezi mereu lucrând în jurul tău, în viața oamenilor care au nevoie, de fapt, de intervenția divină. Ați făcut și legătura asta cu ceilalți din jurul dumneavoastră. De ce îl priviți pe Dumnezeu prin perspectiva lor și nu prin perspectiva dumneavoastră? Că de obicei oamenii credincioși vorbesc sau îi cer lui Dumnezeu diferite, nu știu, binecuvântări pentru ei, pentru cei dragi, mai puțin pentru ceilalți, pentru că na, fiecare își creează propriul lui drum, nu-i așa? Nu știu, poate că este ceva care am moștenit și din familie, de la tata. Tata era un om devotat slujbei avuției comunitare. El mă uimea prin lucrul acesta, adică nu odată se lăsa pe el și acolo unde lucra, era maestru apicol, voia ca lucrurile să fie foarte, foarte bine și este provocator faptul că de regulă oamenii se gândesc într-adevăr doar la ei și asta învățăm de mici, al meu, a mea, astea sunt primele cuvinte, nu? Categorie. Da? Și ar trebui ca atunci când e vorba de ceilalți, de lucrurile din jurul nostru, să fim cel puțin tot așa de atenți, pentru că sunt și unii care, sau noi, pe rând uităm și atunci să se compenseze cumva, cumva. Unde v-ați născut? Ați făcut referire la tatăl dumneavoastră, în ce localitate, în ce zonă din țara asta? M-am născut în comunitatea, în comuna Bodești, am trăit în comunitatea Bodești până la 27 de ani. Am trăit într-o familie frumoasă, am fost 5 copii. Pe lângă noi erau în permanență 2-3 tineri care nu și găseau rost în altă parte, trebuiau să învețe o meserie și era tare frumos. În plus, uneori tata mergea și nu de puține ori, la sfârșit de săptămână și lua un copil sau doi de la orfelinat pentru zilele de sfârșit de săptămână și chiar era foarte frumos. Ați crescut așa într-o familie din asta plină de copii cumva și de dorința de a ajuta pe ceilalți? Da, da. Adică la tatăl dumneavoastră acasă veneau alți tineri ca să învețe meseria apicolă, da, da. De a fi apicultori? Nu numai asta. Nu numai. Comunitatea Bodești a fost o comunitate cu destui oameni cu inițiativă pe vremea aceea. Când vorbiți despre comunitate, la ce vă referiți? La biserica noastră. Biserica Adventistă din localitatea, da, Bodești, județul Neamț. Neamț, da. Deci erau foarte multe secții, cum se chema pe vremea aceea, de croitorie, de tricotaje și pe vremea comunismului nu era ușor să găsești un serviciu cu sabatul liber. Și atunci veneau din toate părțile și unii aveau suport material, social, alții nu aveau și ne bucuram să fim împreună mai mulți. Ați învățat și dumneavoastră una dintre meseriile astea de acolo? De la pasiunea pe care am avut-o și de care n-am crezut că mă voi despărți, a fost apicultura. Serios? Ați preluat-o de la tata? Bunicul a fost... E din generații? Apicultor foarte bun, tata a fost profesionist și așa a fost situația când fratele Shell, îl consider cel mai bun stopar care a trăit în România până în 85, a plecat în Germania, ne-a lăsat nouă stupina și... Pentru că aveam timp de câte un hobby atunci, o vreme m-am ocupat de asta în timpul liber. Dar cum îi, că mi-ați făcut curios, spunând despre domnul Shell că ar fi fost cel mai bun apicultor, cum îi departajați? De ce a fost cel mai bun apicultor? Ce făcea în plus față de, nu știu, alții de prin sat sau chiar față de tatăl dumneavoastră? N-am să folosesc decât un argument. Vă rog.
Nu mă pricep, eu doar întreb. Când Ceaușescu a vrut să-și facă o stupină, stupii au fost luați din ferma fratelui Shell. Wow, interesant. Da. Și când a plecat în Germania, dumnealui, care n-a avut decât liceu datorită condițiilor din familie, condițiilor materiale, dânsul era chemat la Universitatea din Kiel să predea cursuri studenților și într-adevăr ajuta pe foarte mulți oameni și a făcut un lucru binecuvântat. Foarte interesant ce spuneți. Da. Care este cea mai bună miere, uitați dacă suntem aici, de salcâm, de rapiță, de, nu știu, polifloră? Alaltă seară am vorbit pacienților despre acest lucru. Oamenii preferă mierea de salcâm. N-am nicio îndoială, o preferă pentru că nu se cristalizează sau zaharisește. Așa mai pe... Și ăsta e termenul care îi deranjează, că dacă se zaharisește, ei se tem că poate... Stuparul a confundat pădurea de salcâm cu sacul de zahăr. Dar stuparii de regulă au conștiința acasă. E adevărat că mierea de salcâm are și ea niște calități. De exemplu, este mai puțin acidă. Și dacă ai probleme gastrice și vrei totuși să servești puțină miere, Biblia spune să nu mănânci multă miere, chiar dacă ești sănătos, atunci poți să folosești mierea de salcâm, dar ca și valoare sunt alte tipuri de miere care o depășesc pe cea de salcâm. De fapt, cu cât este mai închisă... Dați-ne un exemplu așa. Cu cât e mai închisă, ăsta e principiul. Cu cât este mai închisă la culoare, cu atât conține mai multe minerale, mai mulți nutrienți și lucrul acesta este... Dumneavoastră, important. De regulă, ce miere mâncați? Când mâncați? Mâncăm puțină. Acum mâncăm, de exemplu, o miere de spin care are o finețe așa deosebită. Am văzut că în comerț, că acum dacă toți sunteți în fața mea, vă întreb că n-am ce face. Ați stat lângă oameni pasionați de lucrul ăsta, ba și profesionist, vorbind despre tatăl dumneavoastră și dumneavoastră ați făcut asta. Mai faceți? Nu. Mai aveți timp? De... Nu. Nu? Nu, de 35 de ani. N-ați mai... Mi-a rămas doar dorul. Am văzut că în comerț acum se tot aduce în prim plan mierea de manuka. Vă spune ceva treaba asta? Da. Cum e cu ea? E ceva de ea sau e doar marketing? Eu am învățat că atunci când vrei să faci bani și ai un brand, trebuie să faci o poveste interesantă a brandului. Am văzut și concluzia unui studiu elvețian că mierea românească este la fel din multe puncte de vedere ca și mierea asta care e de 10 ori mai scumpă. Da, tocmai de asta, deci, că un bocanel din ăsta costă, nu știu, 500 de lei, poate. Pentru divertisment merită să iei o linguriță, să vezi. Am înțeles, dar nu, dar nu sunt beneficii extraordinare pentru sănătate. N-aș da bani, nu. Nu este motivat absolut deloc diferența asta de preț. Revenind la tinerețea, copilăria dumneavoastră, mi-ați vorbit despre tata. Dar de la mama ce ați luat? Mama era o femeie cu așa putere de muncă. Mi-aduc aminte că pe lângă faptul că ne slujea pe toți cei care eram în casa aceea, în sabat era parcă o onomastică în fiecare sabat, o sărbătoare, pentru că tata avea un IMS-ul pe vremea comunismului și aducea la biserică din sate înconjurătoare și mama slujea cu multă bucurie și cu multă credincioșie. Adică făcând mâncare potrivită, ba și ceva mai dulce pentru tineri, pentru copii. Da. Sunteți mai mare, mai mic, la mijloc? Deci am o soră, Elena, care este la Viena, am o altă soră tot mai mare decât mine, Tatiana, este soția pastorului Ciolac, care a ieșit la pensie, un frate care nu mai este în viață. Tot mai mare decât dumneavoastră? Nu, mai mic decât mine, dar care a avut privilegiu să se împace cu Dumnezeu. Asta a fost foarte important, lucrul acesta, și încă un frate mai mic, care este vis-a-vis de casa în care am
A rămas acolo, în localitate. Da. Să înțeleg că sunteți la mijloc. Două fete, două surori mai mari și doi frați mai mici. Da, exact, da. Ați avut o pasiune în copilărie? Da, am avut... Îmi plăcea să joc fotbal sau nu știu. Da, îmi plăcea să joc fotbal și să prind pește. Pentru pește, cel puțin, cred că am și fost felicitat de multe ori. Era așa o pasiune încât dacă vedeam apa, la noi este un râu, e Cracăul, și dacă vedeam apa dimineața, greu mă întorceam acasă. O pasiune extraordinară și ciudat este că niciodată nu mi-a plăcut să mănânc pește. Nu-mi place gustul. Doar vă plăcea să-l prindeți? Da, să-l... Și îl aduceați acasă, nu da, îl aduceam acasă. Îl aruncați înapoi. Și aveați ustensile din astea, undiți, da, lansete? Da, undiță, nu, lucruri de astea improvizate. Nu. Din trestie? Nu, trestie, la noi era pădure. Ah, din alun. Interesant. Da, da. Și aveați nylon sau cu... Erau pe... Da? Sigur. Și cu cârlige diferite, cu plută, cu... interesant. Și erați atât de pasionat încât vă trezea și dimineața la prima oră să mergeți la pește? Nu. Aveam responsabilități în familie, dar dacă, de exemplu, te trimitea să rezolvi o problemă și vedeai apa, atracția era mult prea mare ca să poți rezista. În adolescență ați reușit să mergeți la liceu? Da, am mers la liceu, la Fără Frecvență, eram coleg cu de liceu cu Florin Lăiu. Asta era regimul de care puteai să beneficiezi. Pe urmă am prins 2 ani la Seral, a fost oportunitatea aceasta și am un lucru care mă marchează din perioada aceea. Eram 6 adventiști și normal nu ne duceam vineri seara la școală. Era o... Cu atât mai puțin sâmbătă. Sau, de fapt, cursurile erau doar seara. Erau doar vineri seara și în celelalte zile. Doamna Stupcanu era diriginta noastră și profesoară de filozofie. Niciodată, cu toate că era ateu declarat, niciodată nu ne-a întrebat absolut nimic legat de absențe. Totdeauna motiva din proprie inițiativă. Bine, am avut discuții, nu pot să uit că la un moment dat mi-a spus, păi voi slujiți un Dumnezeu de ăsta care vrea să-și facă numerele cu voi. Și aveam discuții, dar ea, deși aparent se ținea de convingerile ei, totuși avea un respect profund față de noi adventiști. Eram 6 într-o clasă. A fost alegerea dumneavoastră de a nu merge la un liceu de zi? Da, da. Nu a fost o influență din partea părinților sau o presiune a cuiva să vă pare rău cumva că n-ați reușit să mergeți la liceul clasic? Absolut deloc. Nu ați mers niciodată sâmbătă la școală? Eu nu am mers. Poate că unul din frații mei a mers odată, mă rog, nu știu dacă ar trebui să spun, era o vreme când departamentul făcea presiuni în privința aceasta și... Am mai discutat despre asta și în alte contexte și unii dintre invitații au fost foarte deschiși în privința asta, cu părere de rău, asta era, așa au fost condițiile atunci. Bine, că n-au fost, niște presiuni care să departamentul făcea, într-adevăr, presiuni. Vorbim despre departamentul cultelor. Da, dar n-am simțit asta din partea celui care a venit. Totuși, pentru că tata avea mare încredere în el, i-a făcut un hatâr într-o ocazie. Dar ne-am revenit și ne pare bine de lucrul acesta. Pentru că vorbim puțin despre chestiunea asta legată de școală și de ceea ce s-a întâmplat în adolescență, ați avut un complex în perioada respectivă? Nu era foarte ușor întotdeauna, mai ales în generală, să fii scos în fața clasei în fiecare luni. Au fost perioade când așa se întâmpla.
Mi-aduc aminte că într-o ocazie a venit directoarea personal și m-a bătut cu o cioată. A luat din fața sobei un lemn și... Pentru că nu mergeați la școală sâmbătă. Mergeam în sabat la școală și... Însă nu am simțit că nu merită să fii pus la colț pentru așa ceva. Erați poreclit în vreun fel? Bineînțeles, pocăitul. Asta e. Asta e poreclă. Dar, însă eu aveam o problemă cu ochiul, aveam strabism și îmi ziceau orbu. Da. Purtați ochelari și atunci? Da, am purtat ochelari de la 3 ani. Și am avut 3 operații. Încercând să rezolvați problema asta. Da, exact. Și nu au, exact. N-au reușit? Pentru vremea de atunci. Erau operații din copilărie? În copilărie vi l-au făcut. Da. Dar când ați mai crescut, mai suferiți de boala asta acum? Da, mai este încă problemă, dar mă rog, am mai discutat cu specialiștii. Rezolvare totală nu există. Dar știți care este cauza pentru tipul ăsta de boală? A fost vreo traumă în copilărie? Sau? Nu, cred că este ceva ereditar. Dacă nu sunt specialist în problema asta, însă știu că și fiica noastră mai mică la un moment dat a avut strabism, însă lucrurile erau de altă natură după zeci de ani și... Soția a fost foarte perseverentă, a mers la exerciții și s-a rezolvat așa. Fără operație. Fără operație, așa încât acum, de fapt, de la... Nu pot să... Mă tem să nu greșesc, cred că de la vreo 12 ani n-am mai purtat ochelari și e ok, nu se cunoaște absolut nimic. V-a marcat chestiunea asta legată de felul în care se raportau copiii la dumneavoastră? V-a urmărit așa peste timp? Sau cum ați reușit să faceți față, nu știu, bullying-ului ăsta? Pentru că vedeți că în ziua de astăzi este foarte adus în evidență chestiunea asta a felului în care se raportează alți copii la ceilalți. Și sunt diferite... nu știu, presiuni. Cum nu vreau să merg împotriva curentului, dar cred că se exagerează cam mult. Și probabil că mai este un lucru, nici copiii de multe ori nu sunt puși în situația în care să învețe adecvanța. Adică sunt lucruri care nu-ți convin în viață. Și vor fi totdeauna, și nu? Nu puține. Dar mi-aduc aminte de ce mi-a spus cineva, că în Londra un tânăr de 13-14 ani s-a aruncat în fața metroului pentru că nu-i stătea freza, nu știu cum dorea el. A încercat și... Deci... Nu știu, părinții mei au tras-o mai rău decât mine, că îi punea preotul în fiecare... luni cu genunchii în genunchi pe grăunțe sau pe col și nu mai vorbim de ce au tras pionierii din țara noastră, dar ei nu stăpâneau noțiunea asta de bullying. Dumneavoastră personal, cum ați reușit să treceți atunci în perioada adolescenței? Că nu e ușor. Acum poate că priviți puțin detașat, ajungând la o anumită vârstă și văzând anumite chestiuni. Dar în perioada aia nu v-a fost greu? Nu, mai ales relația cu fetele, că știți cum e la un moment dat. Vreau să spun un lucru. Prin asta eu nu zic că asemenea atitudini nu te pot influența. De regulă, așa am tras eu concluzia că oamenii mă văd uneori cu nasul pe sus, încrezut sau în sfârșit, dar nu odată am avut probleme cu imaginea de sine. Poate se datorează și acestor lucruri, că, repet, nu-i prea ușor să fii pus în fața clasei în fiecare luni, să suporți un așa tratament, dar, repet, nu cred că trebuie exagerat. Dar trebuie echilibru la capitolul ăsta și cred că educația emoțională sau, nu știu,
creșterea emoțională de acasă, importanța relației cu părinții, cu familia, are un impact foarte important pentru ceea ce înseamnă ieșirea în societate. Da. Acolo cred că se pun bazele și nu mai vorbim despre impactul pe care îl are comunitatea, biserica asupra ta, fiind dezvoltarea ta. Cred că aici au fost soluțiile pentru dumneavoastră. Da. Erau și la biserică copii care vă vorbeau, nu știu, folosind apelativul ăsta de orbule sau... Niciodată. N-am auzit așa ceva, nu. Asta e mare lucru. Și îi sunt recunoscător că de-a lungul anilor am avut de lucru cu atâția oameni și n-am auzit niciodată remarci, deși cred că nu m-ar deranja. Dar n-am auzit. Asta e realitatea. Înseamnă că totuși încă este omenie în lumea noastră. Categoric. Spuneți-mi când ați mai crescut și v-ați gândit serios la a merge pe un drum profesional. Ați făcut liceul, l-ați terminat. Încotro v-ați gândit să mergeți? Ați zis, îmbrățișez meseria tatălui meu, duc mai departe ce aici sau asta a fost ați vrut să mergeți în hobby. O altă zonă? Ați preluat-o ca pe un hobby. Da, da. Niciodată n-a fost o profesie de bază. Ce să spun? Am avut în gând să merg la medicină. Aveam un bun prieten pe vremea aceea, Ștefan Taiti, un violonist, un dirijor foarte bun, împreună cu fratele, cu familia lui, o familie care mi-a fost de mult folos. Și am avut planul să mergem la medicină, dar a fost în 3 ani la rând, a fost bacaloriatul sâmbăta, una din probe, și viața merge înainte. A trebuit să ne orientăm spre alte direcții. Din cauza faptului că dumneavoastră n-ați mers la o probă la bacalaureat, n-ați putut să susțineți examenul. Da, exact. Deci nu vă părea rău, adică nu v-a durut sufletul să zici, mă, am 8... La ce vârstă ați terminat liceul? Ați făcut 4 sau 5 ani de liceu? 5 ani. 5 ani. Aveați un jur de 19 ani. Da. Corect? Și apoi 3 ani, erau 21, aveați 21 de ani. Nu v-a zis nimeni, nu v-a părut chiar mai mult. Chiar mai mult, da. Ei, pe urmă, dar eu ce fac, încotro mă duc, uite, vreau să-mi împlinez visul pentru o zi, adică vă ducea și dumneavoastră o zi, dați acolo un examen, 2 ore, plecați acasă, nu vă știa nimeni, erați om mare de acum. N-aș vrea să-i condamn pe cei care s-au dus, dacă au făcut așa cum au crezut că este cel mai bine, este problema lor. Și nu v-a părut deloc rău? Nu. Dacă vă uitați așa în urmă... Nu, niciodată, am auzit... tot felul de profeții de astea sumbre la școală și dar nu că am realizat eu cine știe ce lucru, dar așa privind cred că totuși am făcut mai mult decât ceilalți. Nu pentru că am fost capabil sau ci pentru că Dumnezeu a dat binecuvântarea. V-ați certat vreodată cu Dumnezeu în perioada respectivă? Nu. Am avut un moment când nu că m-am certat, eram atât de practic care a fost contextul, ne mutasem în Roman unde am locuit 10 ani, biserica era într-o clădire mare și clădirea compartimentată practic era spațiu prea puțin pentru comunitatea Roman, comunitatea adventistă. Și era nevoie de cineva să ne dea ok-ul, să facem o reparație capitală, cum se spune, să spargi pereții. Și... Asta vorbim din momentul în care dumneavoastră ați fost chemat să slujiți ca pastor? Nu. Era nu. Tot atunci, în perioada comunistă? Anul 1983, eram căsătoriți de 2 ani, soția era însărcinată cu Flavia, fiica mai mare. Deci era nevoie de un ok, de o autorizație, dar pe vremea aceea nu se dădea așa ceva pentru, mai ales pentru biserică. Biserică, nu nici vorba. Și Dumnezeu a creat o oportunitate. Doctorița Arcuș, mătușa noastră, care era medic internist, fără să știe,
îngrija mama vitregă a unui consilier al lui Ceaușescu. Și omul ăsta era foarte impresionat că tanti Paulina făcea cu tot sufletul așa, nu doar pentru că primise un ordin de la superior. Și odată el i-a spus, doamna doctor, să vă ajut și eu cu ceva. Și a zis, mulțumesc, am ce-mi trebuie. Dar Dumnezeu i-a dat în gând, zice, doar pentru biserica mea, dacă vreți să faceți ceva. Și ce anume? I-a spus, zice, peste 2 luni când mă întorc în Roman, am să vă spun. S-a întors și a zis, nu puteți primi autorizație, acesta este contextul, dar am vorbit cu decidenții, cu cei care răspunde de lucrurile din oraș, dați-i drumul, nu vă are nimeni grijă, doar faceți repede. Și atunci era un moment extraordinar. Oportunitate pe care trebuia să o prinzi și fără să mai stai pe gânduri. Ce s-a întâmplat? Aveam un Mercedes, o mașină pe motorină, care era mare avantaj pe vremea aia când se dea 10 litri de benzină la cartelă. Și atunci a început o perioadă foarte obositoare din viață. Am lăsat serviciul la o parte. Eu mă conduceam atunci o firmă, bine, impropriu zis, pentru perioada aceea, de confecționa piese de ceasuri. Lucram cu Benoni Catana, cu Arcuș, cu familia Taiti, cu pastorul Burbulea. Atunci nu eram pastori sau... Și, erau alte vreme. Da. Am lăsat la o parte serviciul, nu știam pentru cât timp și, repet, a început o perioadă foarte obositoare. Printre altele aduceam primii muncitori la ora 5 și pe ultimii duceam acasă noaptea la ora 2. Wow. Bine, așa o continuu... Bine o sau rău? Așa erau vremurile. E rău. Da. Problema însă este că noi facem gafe și pe urmă îl chemăm pe Dumnezeu la apel. Într-o zi eram obosit, am intrat în holul bisericii și un frate se străduia la o improvizație de circular, să taie o scândură și era instabilă circular. M-a rugat să țin puțin casă și da, zic, sigur. În timpul ăsta a intrat doctorul Buburuzan, medic orelist din Roman, a venit și el să ajute și m-am bucurat foarte mult. Am luat mâinile și l-am salutat, fără să-mi dau seama că din trepidație improvizația aia s-a apropiat de mâna mea și am simțit bucăți de os pe față, sus s-a înroșit tavanul, am și amețit, nu de durere, că durerea nu e chiar în momentul acela, nu o percepi, ci m-am uitat la mână și ultimele vorbe au fost, m-am nenorocit. Ce mână era? Mâna aceasta. Și m-au dus la spital și ce am auzit a fost crunt. Au zis, putem să salvăm degetul mic, auricularul, dar pentru celelalte nicio speranță. Ei, soția cu colegul ei, că fuseseră colegi la Iași, au dat telefon la Sfântul Spiridon, la spital, și chiar se întorsese din Germania, de la specializare în microchirurgie, actualul profesor Lucian. Ei au fost de gardă noaptea precedentă, dar au zis veniți. Asta s-a întâmplat la 1:30, la 4:30 eram pe masa de operații până am mers, ei au pregătit și două lucruri m-au impresionat. Unul, era plină perioada a comunismului, nu s-au apucat de lucru, era o echipă de 7 persoane până nu s-au rugat. Dar nu era vorba de un semn făcut în grabă, cum s-au rugat în mod serios, pentru că era și prima lor experiență și voiau să reușească.
Și un alt lucru care m-a impresionat, după ce au lucrat 12 ore... La reconstrucția mâinii. Da, numai la police, la police au lucrat 4 ore, pentru că era foarte important să ai o poziție. Ei, după ce au lucrat atât de mult timp, pe timpul lor liber, cei care m-au însoțit au vrut să le dea ceva și au zis nu, pentru că nu știm ce va fi cu mâna asta. M-au dus în terapie intensivă, pe la prânz în salon. Mâna asta era legată sus ca să nu fie presiune pe vase. Erau nervi suturați, mă rog, un traumatism serios. Și când m-am trezit, aveam o durere cumplită aici și pe spate, mă gândeam, pe spate mi-au luat piele să pun de la mână, dar de ce m-au tăiat la cap? Problema a fost că au fost foarte angajați în ceea ce făceau, repet, era prima lor experiență și au uitat să mă mai miște, am făcut escare, părul a crescut înapoi, n-a fost problemă, medicul a venit, mi-a desfăcut mâna, arăta foarte frumos. În imaginea mea care rămăsese era cumplit. Și mi-a spus, dacă scăpăm de infecție, atunci am câștigat. Ce a urmat? A urmat cea mai grea perioadă din viața mea. În sfârșit, retrăiesc cumva ce s-a întâmplat atunci. A început infecția și vă dați seama că pe medius, degetul mijlociu, au pus pe 2 cm două sârme, două sărclaje ca să adune cumva cât de cât să facă un fel de substanță osoasă acolo, nu? Care să se consolideze. Vă dați seama că mă uitam cum în fiecare zi umblau, tăiau din firele pe care le-au cusut foarte scurt timp, degetele mele s-au făcut de 3-4 ori mai groase, soția era însărcinată și a luat și ea concediu să fie cu mine. Ei, ce face în situația asta? Între timp a venit o veste de acasă că cineva din rude mi-a împrumutat mașina Mercedes-ul și l-a dat într-un stejar. Se zice că astea nu vin singure. Ce faci în situația asta? E frumos, zici, te rogi. Pentru mine, repet, a fost o perioadă foarte grea. Mai ales... Și ați răbufnit la adresa lui Dumnezeu. Se străduiau cu cele mai bune antibiotice. Chiar trecuse ministrul prin ea și n-a venit special, dar a venit să vadă, pentru că era prima lor experiență. Și voiau să reușească, dar nu mergea. Nu mergea nimic. Ei, într-o zi, când actualul profesor Niculescu m-a pansat, zice, vai, zic, ce s-a întâmplat? Și mi-a arătat cum infecția a pătruns până la mijlocul palmei. Și pentru că erau oameni de suflet, au început din timp să mă pregătească pentru ce era... Mai rău? Da. Adică să rămâneți fără mână da, de tot? Da. Să vă amputeze da. Mâna? Exact. De aici, în principiu? Exact, da, 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 da. Ei, ca la 27 de ani să rămâi fără mână, povestea a devenit și mai sumbră. 27 de ani, abia, mă rog, căsătorit de curând cu soția. Scuze, 29 de ani. 20. La 27 de ani m-am căsătorit. Veneau prietenii să mă încurajeze și prindeau cuvintele lor ca nu cam perete. Problema mea era... Ziceam, Doamne, doar știi că era nevoie, doar știi că o făceam cu drag, doar știi că o făceam gratuit. Pentru tine? Pentru casa ta de rugăciune? Da, repet, asta e problema noastră, că noi facem gafe și pe urmă ne supărăm pe Dumnezeu. Ei, ce s-a întâmplat mai departe...
soția într-o zi a adus 3 cărți. Mâna asta era în stativ, mi-a pus pe o etajeră în dreapta patului și într-una din zile, cum poți să iei Biblia cu o mână? Și am deschis-o, cum poți să o deschizi cu o mână? Nu-i cazul să facem lucrul ăsta când putem să o deschidem cu amândouă și consecvent și consistent să te hrănești, dar am deschis și acolo scria, i-am văzut căile, eram mâhnit, eram supărat și totuși îl voi tămădui, îl voi vindeca și când am citit cuvintele acestea și în continuare ce voi pune lauda pe buze celor de departe și celui de aproape. Știam că mulți se roagă pentru mine. Știți ce s-a întâmplat? Practic Dumnezeu voia să mă ajute. Era ceva în blocaj în mintea mea. Dumnezeu mi-a schimbat ceva în felul de a privi lucrurile. N-a durat o oră. Cineva din salon, știau toți povestea asta, a venit cu Almanahul Sănătății deschis la un articol scris de un medic. Titlul era Eficiența tratării traumatismelor cu propolis și cu varză. Eram într-o clinică universitară. Eu le mai spusesem de propolis, dar i-au zis, avem și noi protocol de noi și e foarte adevărat. E foarte adevărat. Și când mi-a adus articolul, a venit doctorul și am zis, domnul doctor, acum e ceva scris de un coleg de-al dumneavoastră, era medic cine a scris. Hai să încercăm. Haideți să încercăm. L-a chemat și pe celălalt medic, pe doctorul Lucian și s-au gândit. Doctorul Lucian a zis, soția mea, era stomatolog, soția lui, a avut rezultate serioase tratând afecțiunea gingiei cu propolis. Și și-au zis până la urmă... Ce avem de pierdut? Ce avem de pierdut? Și-au zis da. A fost trimis răspunsul acasă, a doua zi dimineața era propolis acolo, mă uitam cum îl lua cu pensa sterilă și mă gândeam dacă ai vedea cum îl adună stuparii, că pun rama pe capacul stupului. Dar protocoalele trebuie respectate și e normal să fie așa. Ei, ce s-a întâmplat? Mi-a pus propolis, a doua zi a venit direct la mine, era și foarte curios, dar poți să ai și surprize, nu? Dacă faci o gafă, cel care părea prieten nu-ți mai este în situații de felul ăsta. Și m-a desfăcut și n-am să uit niciodată, a ridicat ochii în sus, s-a albit la față și a zis, așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. Ei, din momentul acela a început refacerea. Într-o zi, scurtez, într-o zi mi s-a spus, am scăpat de infecție, dar sunt două faze pe care nu le putem evita. Grefă de țesut profund, pentru că oasele erau goale și de țesut superficial, dar au continuat să pună... propolis. Da. Și mâna este așa cum a rămas. Ar fi trebuit să mă mai duc la ceva cosmetizare, dar n-am mai suportat. Cum arată? Nu o arătați? Da. Nu? Da, nu puteți să o... Da, degetele, da, totuși, da, au rămas. Da. Dar o folosiți? Lucrez cu ea ca și cu... Strâmb. Au rămas cicatrici, da, pe mână, au nu? Rămas, așa, rămas, aici, da, degetul acesta. Repet, ar fi trebuit să mă duc să mă mai aranjeze, dar a fost foarte multă suferință. Asta e... Cât timp a stat în... Am stat vreo 6 săptămâni. În spital? Da. Și apoi, bineînțeles, că a trebuit să o mai protejați, nu? Da, am mai protejat-o. Ei, ce vreau să spun, acela a fost momentul când a fost greu. A fost foarte greu. Și l-ați înțeles pe Dumnezeu? Da, l-am înțeles și după ce s-a rezolvat, nu numai când n-am fost supărat pe Dumnezeu, dar am avut foarte multe motive de recunoștință. Vă dați seama că la un moment dat veneau studenții cu medicul și era comunism și medicul spunea, aici Dumnezeu a făcut o minune. Da. Și asta este viața noastră. Dumneavoastră ați mai avut de a face cu medici, o să ajungem noi și acolo, da, și probabil că este foarte des întâlnită expresia asta printre cadrele medicale.
mă întorc puțin la 27 de ani, da. Pentru că mi se pare foarte important. Cum ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? Interesant am cunoscut-o. La Bodești, mă rog, comunitatea, tineretul, devenise un centru de influență, așa, pentru că era familia taite acolo, niște oameni foarte dotați în privința muzicii. Ștefan era un foarte bun dirijor, maniera lui de lucru te câștiga și era un cor renumit. Da, renumit. Ne-a povestit la un moment dat și doamna Georgeta Moroșan, da, că a cântat, da, în Georgeta era în, da, Georgeta, da, stătea, da, la noi. Da, 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 ne-a povestit aici la podcast. Da. Cine nu a văzut partea asta cu Georgeta, doamna, da, domnișoara Georgeta Moroșan, un om special, da. Cauze podcastul. Da, și veneau să ne vizite, erau tineri chiar din Iași care lucrau la Bodești, la diferite secții de astea, cum li se zicea atunci, și soția a venit odată în vizită la ceva cunoștințe și nu eram acasă atunci, și pe urmă au venit mai mulți tineri din Iași. Cred că un grup de 25, nu mai știu exact numărul, și a fost și ea. Mă rog, acela a fost momentul când ne-am cunoscut, am păstrat legătura, am fost și noi la Iași după aceea, și așa a început relația de cunoaștere și, cum să spun, dacă am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să facem ceva, asta s-a datorat foarte mult stabilității, seriozității soției mele, care mi-a fost un ajutor de mare, mare folos. Ați spus la un moment dat că medicii care v-au operat au fost colegi cu soția dumneavoastră, să înțeleg că soția... Nu au fost colegi. Când soția era studentă, ei erau asistenți universitari. Și soția a studiat medicină? Da. Este, da, medic? Este medic, da. Medic pe ce specialitate? Medic de medicină generală, lucrează și acum la Podiș. Ce a făcut? V-ați căsătorit puțin mai târziu totuși, 27 de ani? Da, 27 de ani, și m-am căsătorit când unul din băieții taiti mi-au spus, ar fi vremea să te gândești tu. A fost târziu? Uitându-vă în urmă, dacă ați putea să dați timpul înapoi, v-ați fi căsătorit mai devreme? Nu, n-a fost târziu. Nu? N-a fost târziu. Care este secretul căsniciei dumneavoastră? Ați zis puțin despre soție, despre responsabilitatea asta, despre seriozitatea dumneai ei. Care este, câți ani de căsătorie aveți? Avem 42 de ani. 42 de ani, nu e o viață de om, mai ales uitându-mă acum la... nu știu, generația tânără, generația mea chiar... Se plictisesc după 5 ani. Foarte puțin sau timp. 2 ani. Care este secretul? Cum ați reușit să păstrați familia așa de proaspătă și să vorbiți atât de frumos de soția dumneavoastră? Dar nu avem niciun merit. Dumnezeu este cel care ne susține și cred că ne-a unit foarte mult, că am avut țintă comună. Misiunea. Misiunea îi unește pe oameni și îi canalizează, îi direcționează foarte bine. Și, de fapt, am citit undeva că lucrarea misionară este un bun tonic pentru spiritualitate, pentru relațiile dintre oameni, și lucrul acesta este foarte adevărat. Și ați pus așa pe hârtie treaba asta, adică și în mod rațional, practic, măi, uite, noi ca familie vrem să ducem cuvântul lui Dumnezeu mai departe prin darurile pe care Dumnezeu le-a dat? Deci, sau a venit așa natural chestiunea asta? Vă întreb detaliul ăsta pentru a ști și noi ăștia mai tineri cum să facem. În momentul în care... eram în Roman, după 10 ani de locuit acolo, soția era titulară în Roman, eu câștigam de câteva ori mai mult decât un salariu de pastor, dar a venit chemarea să lucrăm pentru Dumnezeu. E tot cu afacerile cu ceasul sau vă reprofilați? Da, făceam piese de ceasuri și... Dumneavoastră le confecționați? Da, noi le confecționam, sigur că da. Aveți o mini fabrică sau... Aveam
strunguri de fine și așa mai departe. Și mai aveți ceasuri făcute de dumneavoastră? Nu făcea doar anumite piese? Piese de ceasuri făceam, nu ceasuri. Și le vindeați ceasurnicarilor? Da, ca să... da, sigur, sigur. Ei, în 90 a fost deschiderea aceea și era criză de pastori, pentru că a fost cum a fost pe vremea comunismului. Nu aveau frații posibilitatea să primească mai mulți la școlarizare și ni s-a adresat chemarea. Acum, modul în care am dobândit convingerea a fost unul serios. Deci nu e ușor ca medic să-ți lași și apartamentul. Sigur. Am lăsat totul, ne-am aruncat ca... Că nu v-au chemat să slujiți tot la Roman. V-au chemat în altă parte. Da, da, sigur că da. Unde, în ce localitate v-au? La Focșani. Focșani. Da. Și într-o noapte am visat pe reprezentantul conferinței care a venit și în comitet și a spus că trebuie să merg în lucrare. Asta înainte să vină? Înainte, da, înainte. Și l-ați văzut așa, în chip de om, l-ați recunoscut? Exact, fratele Bidiuc, nu era nicio problemă. Și... Dar mai avuseseră semnale înainte, cumva? Știam că se caută oameni. Dar nu vă abordase mult personal pe dumneavoastră? Și asta a fost în cursul săptămânii. În sabat, un frate credincios, trăiește și acum, a venit la mine în pauză și mi-a spus: fii atent, te-am visat astă noapte, erai cu niște struguri mari, unul alb și unul negru, și eu imediat mi-am adus aminte de ce am visat. Și bine, noi visăm uneori și din frământarea zilei. Da. Dar ați luat ca un da, semn de la Dumnezeu, da, mai ales că a fost reconfirmat și de domnul acest. Și în același sabat, după masă, a venit de la conferință. Omul pe care dumneavoastră l-ați visat. Da. Care era cumva coordonatul, președintele conferinței. Ei, ce s-a întâmplat? Am mers la Focșani, unde multe vii, dar... Și de aici struguri. Nu, asta așa, ca... Ce-a fost că am stat acolo 8 ani de zile și am botezat în bazinul acela 280 de oameni. În 8 ani? Wow! Ce dorință după cunoașterea lui Dumnezeu. Da. Și a fost o perioadă foarte frumoasă. Și soția v-a urmat? Da. A venit cu dumneavoastră la convingerea. A avut convingerea. Și cu locul de muncă, ce a făcut? Nu, ar fi trebuit să se ducă departe, unde a găsit post la 30 ceva de kilometri și erau fetele, aveau nevoie de îngrijire și atunci am zis ne profilăm pe misiune. De, soția dumneavoastră, medic, da, a zis: eu renunț la meseria mea pentru a face misiune alături de soțul meu. Da, da. Bine, e foarte bine dacă alții pot să facă și altfel, nu înseamnă că noi am făcut cel mai bine, dar acesta a fost contextul. Și ar fi fost foarte solicitant să se ducă, să facă naveta. V-a reproșat vreo dată? Nu, în mod serios apreciază ocazia pe care am avut-o, să slujim pentru... De fapt... Cine vrea să simtă ce simțim noi, să vină la un sfârșit de sejur la Podiș. Va răsplăti Dumnezeu? Da, și ce vreau să spun? Am făcut, ca și fiecare, destule lucruri în viață. Când am fost tânăr, am avut cele mai bengoase mașini din Moldova. Atât mă pricepeam atunci. Asta e realitatea. Am făcut colecții. Adică aveți mai mult decât Dacia și sau Allseed? Mercedes, Ford Capri, care era regele șoselelor. Înainte de 89? Da, da, da. Da. Și... Dar cum le cumpărați atunci? Asta a fost viața. Foarte tare. Da. Vă plăceau mașinile? Păi vreau să spun un lucru. Când am luat stupina de la fratele Shell, a fost 300.000 de lei
aia însemna vreo 4 dacii noi, și în primul an am scos miere de 500 de mii. Da. Și când am pornit în misiune, dispuneam de două mașini, puteam să avem 500 de mii de lei și ați renunțat la toate astea? Nu am renunțat, i-am cheltuit cu folos. Da, vreau să spun de oportunitățile astea. Și nu le-am folosit așa cum trebuia. Deci vreau să spun că noi n-am avut o viziune nici măcar cât frații noștri romi. Ei au zis imobiliare. N-am avut viziunea asta. Vorbiți de dumneavoastră personal? Sau de, în general, de contextul... În general. În contextul oportunităților de după 89. După Revoluție, da. Deci puteam cu 35.000 de lei să cumpăr o construcție în orașul Focșani, foarte aproape de centru, de 2.000 de metri pătrați, care nu mai știu, dar după aceea a fost milioane luată de PSD-ul. De, mă rog, interese politice în zona asta. Da, sediu și așa mai departe. Și puteai să faci asta, puteam să iau câteva. Dar cum vă explicați câteva că asta... Și după aceea să vinzi câte una, să faci un centru de sănătate, să vinzi alta și să mai faci un centru de sănătate. Centru de influență, centru de... Da. Și câte nu s-ar fi putut face. Dar cum vă explicați lucrul ăsta? Pentru că n-a fost doar la dumneavoastră problema asta, ci la nivelul țării cumva. Nu veneau din afară să spună, măi oameni buni, uitați-vă ce se întâmplă în Occident, hai profitați de lucrurile astea. Ci că mintea românului... De pe urmă, nu? De pe urmă, dar ocaziile... Au moți, dacă le prinzi... Da, e mare durere la capitolul ăsta și vorbesc asta și din perspectiva Bucureștiului. Probabil că după 89 ar fi fost multe oportunități. Da. Ei, ce voiam să spun, că am avut posibilitatea să mă duc și în comunism, fără să fiu informator, să mă duc în Germania federală. Am făcut, zic, niște lucruri interesante, dar niciodată eu și alții nu o să simți atâta bucurie ca atunci când vezi că un om, prin puterea lui Dumnezeu, dar ai pus și tu un pic acolo ca el să facă un pas mai sus în direcția bună. O să ajungem la povestea asta pentru că e foarte interesant ce ați făcut dumneavoastră și o să vă mai întreb puțin despre începutul slujirii dumneavoastră ca pastor. Mă întorc puțin, că ați zis o chestiune importantă. Noi am mai discutat aici la podcast cu cei care au trăit în perioada comunistă. Cum să ajungeți în Germania Federală fără să fiți informator? Da, probabil că e incredibil, dar a fost un context. Fratele meu era vecin, apropiat de un colonel care răspundea de aur și de valută pe județ, și că ăștia aveau un regim special. Și odată i-am spus, Cornel, vezi, domnul Cutare n-ar vrea să-mi dea posibilitatea să mă duc până în Germania, aveam cunoștințe. Și el a zis, da. Mare curaj a avut. Pentru că cine garanta pentru o persoană care nu se întorcea avea de contat. Da. Și într-adevăr am fost în Germania. Ați obținut pașaport, care era foarte greu. Bine, omul respectiv a mers cu mine la șefa de la pașapoarte, la Piatra, și i-a spus, uite, asta e situația, ce facem? Ea a zis, lăsați dosarul să meargă pe drumul normal, eu mă ocup de asta. Și la vreo săptămână găsesc în geamul mașinii o invitație la serviciu circulație în roman. Mă iau, oi fi făcut ceva. Mă duc acolo, domnule, nu te-am chemat. Zic, dar nu-i ștampila mea. Nu te-am chemat, domnule. Mă duc acasă. După două zile iar găsesc. Din nou mă duc la ei. Dom'le, nu te-am chemat. Zic, dar cum? Nu e o hârtie care vine de la poliție. Ăla era confuz așa, zice, stați puțin. Văd că pune mâna pe telefon. Zice, mergeți în partea aia altă.
Și acolo știam că e securitate. Dar deja mă agitasem așa puțin, adică mă supărase modul ăsta de a vă plimba așa. Da, da. Să nu vă spune ceva concret. Și când am ajuns acolo, ofițerul de servici, mergeți la etajul 4. Pe scări am urcat și acolo, la etajul 4, la hol, era ușa încuiată și am bătut cam tare așa în ușă și a venit șeful securității, domnul Polac. A deschis ușa, zice, bună ziua, vă salut, domnul Polac. A, mă cunoașteți? Zic, da, vă cunosc. Dar de unde mă cunoașteți? V-am văzut pe stradă. Era un frate, fratele Dan Costin, care a fost director la Speranța, nu, la Vocea Speranței o vreme. Era director IRUC și uneori ne uitam că domnul Polac stătea aproape, avea un apartament și cum veneau și aduceau pachete, așa era pe vremea aceea. Da. Și m-a chemat și mi-a spus, știți, ați făcut o cerere, să plecați. Da, am făcut. Și a început cu introducerea de rigoare și noi putem să facem niște avantaje, să creăm pentru persoanele care, știu eu, ne ajută și să-mi facă, de fapt, introducerea că eu ca trebuie să colaborator al devin securității. Colaborator. Și i-am spus, apreciez foarte mult ce faceți. Ce vârstă aveați? Iertați-mă înainte să... Deci atunci aveam cam 33 de ani. Da. Și... mi-a zis... i-am zis eu că apreciez ce faceți, trebuie să se ocupe cineva de siguranța statului, însă eu ce pot să fac? Zice, să-mi aduceți informații din biserica dumneavoastră și de unde mergeți. Păi zic, pentru dumneavoastră este nobil să faceți ceea ce faceți. Dar Biblia spune că dacă ai o pricină, să ți-o aperi fără să-l apeși pe aproapele tău. Zic, fără nicio discuție, că dacă văd o tâlhărie pe stradă, eu intervin și chem și poliția, da, face lucrul ăsta. Și zic că, de altfel, dumneavoastră știți de ce nume se bucură informatorii dumneavoastră printre noi. Și el zice, cine? Și am spus cele două nume, n-am să le spun acum. Și cunoșteați da, informatori? Da. Și nu știu cum a fost momentul acela, dar el a zis furios, așa cum sunt, noi ne folosim de serviciile lor. Dar era clar, când totdeauna scriau cine deschide, absolut tot notau. Ei, i-am spus respect, asta este convingerea mea. Și el a fost cumva, mi-a zis ce eu nu fac presiuni, dar vă dau două zile să vă gândiți. M-am dus acasă, am pus mâna pe telefon și am spus fratelui meu, Cornel, du-te la domnul Liviu și spune așa că dacă pot să plec în Germania fără nicio obligație de felul ăsta, mă duc, dacă nu, nu. Am primit telefon, veniți la, vino la Piatra, am plecat cu Ștefan Taiti, ne-au dat pașapoartele și am dat soției telefon, pregătește tot, imediat. Și m-am dus acasă, am luat, până la 1 noaptea eram ieșit din țară. Ați plecat cu mașina? Da, cu mașina. A doua zi dimineața, domnul Polac dă telefon. Răspunde soția, el se recomandă, zice, cu soțul dumneavoastră. Dar soțul meu este plecat. Unde-i plecat? Păi plecat în Germania, cu pașaport, cu avizul autorităților. Veniți dumneavoastră, am copil mic, nu pot să vin. Și au mai fost încă două ocazii. Și n-a mers soția? Nu, soția n-a mers, nici nu puteai să te duci cu copil. La securitate. La securitate, zic. N-a mers, normal. Ei, au mai fost două ocazii, înainte de a mă căsători, când m-au chemat. Era și un locotenent, cred că era bun să facă medic. I-am și spus odată lucrul ăsta. Te tracasa așa, te punea într-o... Dar nu m-a presat, nu mi-a dat nici măcar o palmă, cum au luat alții.
te punea într-o cameră goală să dai declarații și m-am supărat, am scris, am fost la Bodești, am fost la Piatra, am fost la Piatra, am fost la Bodești. Nu, 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 scrii că ai fost la Copșa Mică, că ai fost la Cluj. Știa? Știau și ei adunau informațiile astea care practic erau nimicuri ca să creeze presiune asupra ta. Că ești urmărit și... Știm tot, n-ai cum să te... Și până la urmă m-a chemat a treia oară, i-am spus să... Eu v-aș putea ajuta cu un kilogram de miere bună, sănătoasă, sigur. Și el... Bine, au discuții până atunci. Deci, bine. Și i-am dus un kilogram de miere și m-a lăsat în pace. Și m-a lăsat în pace. Ce vreau să spun? Am conștiința curată înaintea lui Dumnezeu, dar n-aș acuza niciodată o persoană care a fost supusă la știu ce presiuni și... fratele Shell mi-a spus odată, Costel, eram supus la niște presiuni încât nu mai știam ce să fac. Nu mai știam ce să fac. Și zice, când mi-a dat ultima întâlnire, îl ghiontise, îl dusese, nici nu știa unde este. Și când mi-a dat ultima întâlnire, strigam la Dumnezeu și nu vedeam salvare. Și atunci vine o volgă neagră, se oprește la poartă, strigă, Domnul Shell, Domnul Shell, poftiți, iese cu un borcan în mână din mașină respectivă, zice, am venit să cumpăr niște miere. A intrat în curte, zice, n-am venit după miere, am venit să-ți spun să nu te lași, că n-au ce să-ți facă. Da. Dar, repet, este foarte greu să judeci. Și acum, privind în urmă, da, la alții... Și eu mă uit că de multe ori se face destulă broderie pe subiectul acesta. Mă gândesc însă cum l-am tratat noi pe Daniel, care lucra cot la cot cu responsabilul Imperiului Asupritor? Cum l-am tratat pe Neemia, care cu siguranță dădea rapoarte despre ce se întâmplă la casa Domnului? Sau Ezra, sau... Da, sunt niște întrebări. Problema este foarte serioasă. Una complexă și asta zic, că ar trebui să fii mai atenți. Dar dumneavoastră... Când știți nume de oameni care au făcut lucrul ăsta și poate că au spus și despre dumneavoastră, cum îi priviți? Ați cunoscut chiar și probabil pe unii care au fost colegi pastori de ei dumneavoastră, de după 90. Cum îi priviți? Cum... A zis fratele Aldea ceva odată. E adevărat. Tot aici la noi. Nu vreau să știu. Printr-o situație conexă, am aflat așa niște lucruri, dar Dumnezeu ne dă posibilitatea la fiecare să ne pocăim și dacă ne-ar face cum merităm, nu știu câți am rămâne, așa că eu nu știu ce s-a întâmplat în sufletul oamenilor. Chiar dacă ei au făcut un rău, chiar dacă s-au lepădat ca și Petru. Da, pentru oricine există o a doua șansă. Da. Doar să o primim, cum a făcut Petru, că făceați referire la el și nu cum a făcut Iuda. Bine, asta nu înseamnă că... E o scuză. Că e o scuză pentru cei care trădează sau au fost trădători. Că s-ar putea și acum să fie oameni care să facă lucruri de felul ăsta, dacă au fost în grupa Domnului Hristos. Dar este problema lor. Dacă știu un asemenea lucru, trebuie să mă duc să-i spun, să discut, să... Apropo de chestiunea asta, că s-a ridicat o chestiune de actualitate, credeți că instituțiile statului astăzi mai au informatori prin biserici? E posibil? Sau prin instituțiile bisericilor, nu neapărat Biserica Adventistă, în general, în zona asta religioasă? Cred că... Dacă te ocupi de siguranța statului, ar trebui să știi dacă într-o organizație nu sunt tendințe de astea care să devină pericole sociale. Însă, în același timp, cred că noi ar trebui să fim autentici. Adică, până la urmă, ce ai de ascuns? Corect. Foarte adevărat. Ce ai de ascuns și... Vă întreb mai direct. Dumneavoastră conduceți, coordonați un centru prin care trec foarte mulți oameni. Câți angajați are 50. Podișul acum? Centrul de sănătate la Podiș, așa se numește. Are 50 de angajați. Vă trec pragul cam câte sute de oameni, mii de oameni probabil într-un an.
într-un an cam 1400. 1400 de oameni. A venit cineva la dumneavoastră vreodată, că tot vorbim despre chestiunea asta, la dumneavoastră sau printre angajați sau nu știu, oameni de acolo, care să ceară informații de natură confidențială despre un om sau altul, despre ce faceți în contextul respectiv? N-am simțit niciodată așa ceva. Avem relații foarte bune cu primăria, cu poliția. Bine că am avut deces, a trebuit să vină poliția să întrebe cum s-a întâmplat exact. Sau o investigație, da, sigur, sigur că da. Avem relații foarte bune cu autoritățile și cu prefectura și așa mai departe. A fost un moment puțin critic când a început pandemia. Pentru că noi din proprie inițiativă am oprit activitatea. Era și vremea aceea când se căutau subiecte de presă și chiar un pretext te așeza în... într-o lumină, da, total nepotrivită, folosindu-se și de chestiunea confesională. Întrerupem. Ei, se căutau clădiri pentru ca să fie cazați cei care se întorceau din străinătate și mi-a dat telefon președintele Consiliului Județean să mă roage, deși putea să mi ordone, că asta era. Da, era o stare de urgență în perioada respectivă, da. Situația și a fost un lucru extraordinar, că se întâmplau tot felul de aiurel, da, îi primeai și îți fărmau ușa și așa mai departe. Da, se comportau total. Erau și oameni care se comportau și nu știam ce să facem. Am deschis Biblia, cred că în Ieremia, nu mai știu, și scrie acolo: primește pentru o vreme la tine pe cei care sunt și am zis da, domnul președinte. Și a fost foarte bine că am zis da, că după aceea au urmat să vină cei de la Sanepid să vadă dacă... Să verifice. Da. Și am căzut la examen pentru că n-am avut televizoare. Din motivul ăsta? Ce puieril. Și a fost extraordinar. Da, pentru că ei fiind închiși aveau nevoie de ceva cu care să-și petreacă timpul. Timpul, da, înțeleg. Da, și, adică pot să înțeleg și în felul ăsta Dumnezeu a condus lucrurile ca să fie bine și dintr-o perspectivă și din alta, că am folosit timpul acela pentru ca să văruim, să facem... Da, o renovare, o reigienizare. Da. Deci nu pot să spun că am simțit presiuni de undeva. Da, suntem și deschiși. Au fost miniștri acolo, au fost din conducerea Bisericii Ortodoxe, de peste tot. Și oamenii văd, domnule, ăștia nu ne forțează, nu ne... Nu face nimeni niciun fel de presiune. Da, da. O să ajungem puțin să ne povestiți cum a luat ființă Centrul de Sănătate de la Podiș, dar nu înainte de a ne relata puțin parcursul dumneavoastră în zona bisericească, de slujire bisericească. Ne-a spus că a stat 8 ani la Focșani. Da, da. După aceea, ce s-a întâmplat în chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o prin biserică? Am stat 8 ani la Focșani, au fost alegeri. Și cu mare părere de rău am plecat de la Focșani, pentru că era prima noastră dragoste, cum se zice. Așa se întâmplă, dragostea din tâi. Biserica era arhiplină, trebuia să mai căutăm un loc de adunare și n-am fi vrut deloc, dar frații au insistat și am mers la Bacău și am fost solicitat să lucrez pentru departamentul școlii de sabat. Și ați intrat în administrația bisericii, ca să vorbim pentru, sau mă rog, în coordonarea... Da, exact. E director de departament. Și școala de sabat, ca să clarificăm puțin pentru cei care poate nu cunosc cuvintele astea, înseamnă studiul Bibliei, care se întâmplă regulat în sabat, organizat, organizat pentru lucrul acesta. Bine, și departamentul școala de sabat se
ocupat și de activitățile laice. De misiune. Da, și de puțin mai larg. Serviciu umanitar pentru penitenciare și sola scriptura și mai multe. Misiune, în general, da, da, exact, în exact, diferite da. Zone. Da, și îmi plăcea foarte, mi-a plăcut foarte mult în perioada aceea, chiar dacă nu era chemarea mea, să mă ocup de expozițiile de sănătate. Ați avut așa un drag pentru zona asta? Da, 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 pentru că soția era medic și începusem deja la Focșani cu bucurie să facem lucruri importante. Câți ani ați rămas pe coordonarea departamentului de școală de sabat? Nu știu, trebuie să mă dea afară de acum. După școala de sabat am răspuns de sănătate și încă în prezent sunt. De fapt, ce să spun, când am intrat... În zona asta de la școala de sabat ați stat cam pe ce perioadă? Vreo 5 ani. 5 ani. Și apoi două mandate au fost, da. Ați mers pe... Două mandate înseamnă 8? Nu, 6. Atunci era... Erau altfel organizat. Da. Da. Și după aceea ați mers cumva pe zona de sănătate, v-ați axat pe asta. Da. Și așa a apărut și ideea centrului de sănătate de la Podiș? Ideea centrului de sănătate de la Podiș nu este o invenție a noastră. Încă din 1870 biserica are... Sanatorii, da? Da. Ați făcut referire la Ellen White. Da. Dar prin lucrări de lucrarea de pionierat au făcut-o colegii de la Herghelia. Și aveam cumva pe suflet lucrul acesta. Dumneavoastră spuneți că anul 1870 au început sanatoriile, da, în lume, da, și au venit spre România prin sanatoriul de la Herghelia, da, cam în ce an? Ei au deschis cu vreo 13 ani înainte de noi, deci noi am deschis în 2009. Dumneavoastră în, da, 2009, ei înainte de, da, anii 2000. Da. Spuneți că v-a motivat pe de o parte profesia soției, da, oarecum, pe de alta dragostea pentru sănătatea celorlalți și nu v-a fost greu să găsiți un loc, să adunați finanțe? Da, mai este un lucru, vă rog, l-am anticipat puțin. Eu veneam din nordul Moldovei și într-o localitate cu o biserică adventistă, o doamnă de la țară mi-a făcut din mână. Am oprit, a salutat sfios și după câteva sute de metri am trecut pe lângă biserică și am întrebat ce este aici. Și ea cu năduf zice, aici se adună dracii ăștia sâmbăta. Zic, dar ce fac ăștia de le spuneți așa? Ce ăștia au sub prag crucea și icoana Maicii Domnului și calcă peste ele ori de câte ori intră sau ies. Și am zis, dar de unde știți că eu sunt adventist și n-am auzit niciodată de așa ceva? Și am văzut curcubeul pe fața ei în timpul în care mi-a spus de unde știe. Ce vreau să spun este că în numele duhovniciei se spun foarte multe neadevăruri în dreptul nostru. Ei, cum poți să faci ca un asemenea om să intre într-un loc unde se adună, da. E aproape imposibil. Da. Ellen White spune, nu puteți face misiune, deci nu cunosc o altă metodă mai potrivită pentru timpul acesta decât lucrarea misionară medicală. Și vreau să mai spun ceva, era început de sejur și a venit un domn, a întrebat de mine și mi-a zis, am o problemă serioasă, venea pentru prima dată. Eu sunt ateu și vă rog să mi se respecte convingerile. I-am spus că oricum erau respectate, dar s-a încheiat discuția. A doua zi, la terapie, colegul nostru, Radu, după ce l-a pregătit pe masa de terapie, s-a plecat în genunchi pe gresie, neștiind, și a zis, vreau să mă rog pentru sănătatea dumneavoastră. El a fost surprins și a zis, acum, cât ai fi tu, da? Vezi un tânăr plecat pe genunchi să se roage pentru tine. Și zice, fă tu acolo ce crezi, dar eu nu cred în astea. După 3 zile, veneam de afară, seminarul de seară se terminase de vreo jumătate de oră.
Daud, zic, s-a terminat seminarul, se cânta acolo, erau vreo 15-20 de oameni, cântau, îmi predau întreaga viață și dirija ateu. Da. Nu-ți venea să crezi. El făcuse școală, unii din ei s-au apucat să cânte și el... Știa note, da, mă rog, în da, zona asta. Da, când s-a terminat, Nea Ioane, era un frate, Nea Ioane, mai caută una, de asta mai simplă. Da, și am văzut lucrul acesta de foarte multe ori. Nu o singură dată, adică nu este un exemplu izolat. Da, de foarte multe ori l-am văzut. Din 2009 până acum au trecut 14 ani. Sau mă rog, se împlinesc 14 ani. V-au trecut în medie... Spre 20 de mii. Spre 20 de mii de oameni pragul acolo. Dacă considerați că este posibil să ne dați, nu știu, câteva... profesii, poate ați amintit cumva de miniștri, poate chiar și nume, dacă există posibilitatea asta și nimeni nu se ferește de lucrul ăsta, poate asumat, de persoane publice care v-au trecut pragul și care au rămas impresionate de lucrul ăsta. Eu aș începe să deschid lista asta printr-un domn care mi-este foarte drag și care a fost aici la noi la podcast și în ultima vreme facem împreună niște conferințe. Este vorba despre profesorul universitar dr. Dumitru Borțun, care a fost extraordinar de impresionat de ceea ce a fost la podi, da. Și ori de câte ori are posibilitatea, vine la dumneavoastră și vorbește de tuturor despre beneficiile pe care... Mi-aduc aminte de primul sabat, prima ocazie când a fost. Era... Și dumnealui un ateu. Da. Da, un fost ateu. Era sâmbătă seara și ne-am adunat toți să închidem sabatul în capelă și au fost niște momente de suflet și parcă îl văd ca așa ca un oftat a zis, așa sabat, să tot ai să-ți placă. Da. N-am să dau nume, dar, de exemplu, eram într-o ocazie de final și oamenii vor să mai ia cuvântul. Nu prea încurajăm, că de regulă te laudă. Și, da. E nevoie de smerenie. Da. Dar domnul acesta s-a ridicat. Eu le-am spuneți ceva care ar putea să fie de folos și dumneavoastră care plecați și nouă care rămânem. Sugestii. S-a ridicat și a făcut o analiză a activității, dar nu puteai să nu-ți dai seama că nu-i specialist. Și când a terminat, eu zic, nu vă supărați, dar dumneavoastră ce profesie aveți, ce lucrați? Omul a ezitat, îți trebuie să spun, dacă vreți. Zice, sunt ministru secretar de stat. Și a zis, plec de aici cu 5 ținte. Prima este să fac ce n-am făcut până acum, să studiez Biblia. Al doilea, să mă ocup de sănătate și așa mai departe. De multe ori nici nu știi cine a fost. Am avut ocazii când am întâlnit oameni, dacă nu-mi spunea cineva, pentru că unii nu spun ce profesie au. Avem amintiri extraordinare cu domnul ministru Corlățean, care a fost... Nu odată, probabil. Da. Și... ce vreau să spun este că vin oameni din toate părțile lumii. Pe cât timp aveți rezervat deja? Nu mai facem rezervări decât pentru un an de zile. Că altfel? Da, și ne blocăm. Sunt situații, sunt urgențe, nu poți pentru că unii au văzut că e bine și ieftin și... Na. Cât costă un sejur la... Un sejur costă 2800 de... Și reușiți să vă autosusțineți? Cu economie. Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Avem mare avantaj că încălzirea este făcută cu centrala pe bază de rumeguș. Și asta ne scutește de mai mulți. Dacă ați lua în calcul scumpirea, credeți că n-ar mai veni oameni? Nu asta e problema. Problema este că dacă mai pui un 200 de euro, pentru unii nici n-ar fi o problemă. Chiar zic dar totuși ar trebui să fiți realiști. Însă sunt
oameni care zic că n-am putea să venim numai 7 zile că nu avem bani. Și atunci faci așa fel și asta ne-am propus, cât putem să ținem prețurile. Să ajutați pe cât mai mulți, cât de mai fapt să nu fie o piedică de poticnire pentru alții care poate nu-și permit. Da. 10 zile durează un sejur? 11 zile. 11 zile. De ce 11 și nu 7? E vreun fundament? 7 este prea puțin. Adică ar trebui să vadă și cei care vin la noi că se întâmplă ceva în perioada asta și noi care lucrăm acolo. Că în mod normal că se văd rezultate pentru sănătatea. Trebuie să știi dacă ceea ce faci este eficient, dacă nu faci altceva. Pot să vină sau selectați în funcție de problemele de sănătate ale omului sau nu contează ce probleme de sănătate? Se fac și selecții de felul acesta, pentru că s-ar putea să fie oameni care în disperarea lor vor să se ducă oriunde mai ar fi o speranță. Atunci nu-i chiar bine să încurajezi când nu poți să-i ajuți. Pentru că banii se câștigă greu, asta e realitatea. E drept că uneori vin oameni la noi ca să se pregătească de moarte. Mă uimiți cu asta. Da. Și am să spun o situație, o personalitate. Primește soția telefon de la sora respectivei doamne și nu se cunoșteau și îi spune vreau ca sora mea să ajungă la podiș. Și a spus despre ce-i vorba. Sora ei, care era director la o instituție a statului, o femeie la 41 de ani, a căzut din picioare. Când s-a dus în urgențe, au crezut că joacă teatru, că era medic. Timp de 6 luni a mers la cele mai bune spitale. Medic fiind? Da. Un cancer galopant. După 6 luni, sora ei, care este tot medic și care a sunat-o pe soție, a primit telefon și i-au spus veniți și luați-o, nu mai avem ce să facem. Și vă dați seama, noi ne-am întrebat de ce trebuie să vină persoana asta aici să moară. Oamenii mor oriunde, dar știți ce s-a întâmplat când o personalitate din lumea muzicii a murit nu știu unde, apoi să vezi dacă ea nu a făcut ce trebuie și nu știu ce. Parcă nu te simți așa bine, nu, când se duce vestea asta. Au venit și au adus-o pe brațe. Ați primit-o? Da. Și repet cu întrebarea asta în minte, de ce trebuie să vină la noi? Ei, vreau să vă spun că în 2 zile doamna aceea a mers pe picioarele ei. Ea tot a murit. A mers pe picioarele ei. De ce? Ancuța, colega noastră, care și-a făcut lucrul de terapeut cu mult suflet, cu multă rugăciune, a zis, nu aveai, dacă vrei să-i faci masaj, unde să pui mâna fără să simți noduli canceroși. De ce a venit la noi? De ce a mers pe picioare? Pentru ca, pentru prima dată, să vină la capelă, să audă Evanghelia. Pentru prima dată s-a putut împăca cu Dumnezeu? Da. Când s-a terminat sejurul, m-am dus din nou să vorbim. Unui medic nu poți să-i vinzi vești de-astea fără suport. Și am spus, doamna doctor, dumneavoastră știți ce aveți. Un lucru știu însă că nu-i sigur cine moare întâi, eu sau dumneavoastră, că asta e viața. Un alt lucru pe care îl știu și mai sigur este ce a spus Domnul Hristos. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Ne-am rugat și a zis așa, ce bine îmi pare că am ajuns la podiș. Știam, vorbeam de Dumnezeu, dar nu-L cunoșteam.
spuneam uneori câte un cuvânt care ar fi rugăciune, dar eu nu mă rugam. A plecat și după vreo 5 săptămâni am fost invitați la mormântare și atunci am auzit ceva foarte interesant. O familie tare, o familie puternică, ea avea și o fetiță de 11 ani. Mama ei ne-a spus, după ce s-a terminat mormântarea, zice, așa sunt de bucuroasă că fiica mea a fost la podiș. Zice, mergeam dimineața și de mai multe ori pe zi împreună cu sora ei să-i oferim ajutor și la ora 8 se uita la ceas și ne ruga să o lăsăm singură pentru un sfert de oră. Și zicea, este timpul meu cu Dumnezeu. Într-una din zile s-a repetat lucrul acesta și a zis, când ne-am întors, ea încetase, dar avea o pace pe chip cum rar poți să vezi. De ce vin oamenii la podiș? Ne-a spus un domn care vine din Statele Unite, zice, uneori nu veți mai întâlni oamenii și lucrul acesta este foarte adevărat, zice, pregătiți-i pe oameni de moarte. Și asta e realitatea. Și pentru cei care mai au mult de trăit, e un lucru foarte bun să-l ajut să privească viața din perspectiva ei reală. Asta e realitatea. Să termin cu povestea asta cu doamna. Peste câteva luni m-am dus la prefectură, mă rog, la președintele Consiliului Județean de atunci, aveam nevoie de un spațiu pentru ceva activitate, s-a rezolvat și mai aveam treabă la un alt birou, acolo în construcția prefecturii și m-a condus directorul de cabinet și mergând pe hol, îmi spune, ce știu de podiș, că am avut și noi o prietenă de familie care s-a dus la podiș, dar și târziu s-a dus. Și eu mă uit, zic târziu, a, nu, că s-a împăcat cu Dumnezeu. Și asta este realitatea. De fapt, pentru asta trăim. Să-i ajuți pe oameni să înțeleagă că scopul vieții este veșnicia. Ei, repet, nu-i mai mare bucurie decât asta. Poți să faci orice în viață și atât în personal, pentru că vreau să fac paranteza asta, ceea ce se întâmplă la podiș nu e opera mea. Acolo este o echipă prin care Dumnezeu lucrează, sunt medici care lucrează cu tot sufletul, este nutriționistă, sunt kinetoterapeuți, sunt asistenți, bucătăria. Sunt mâinile lui Dumnezeu. Vorbesc curățenia. Când văd cum lucrează fetele acelea, mă motivează așa. Sunt mâinile lui Dumnezeu. Absolut toți care au ales pentru că puteau să lucreze pentru mai mulți bani. Au salarii mari așa? Nu sunt mari salariile. Dar ceea ce am văzut este că în viață nu întotdeauna este important să ai mulți bani. Important este ca cei pe care ai să fii binecuvântați. Cred că sunt deja vreo 10 colegi care au case. Deși salariile sunt mici. Fără să primească șpăgi. Sau, e un lucru extraordinar să găsești un teren mai potrivit și pe urmă să ajută. Ne ajutăm unii pe alții. E foarte frumos să te duci când se toarnă fundația, să vezi oameni cu... O clacă, așa se numește, da, la noi aici în zonă. Nu știu acolo. Și asta ajută foarte mult. Clăcile astea lipsesc într-adevăr în societate. Bun. Da. Bun. Lipsesc. Asta împreună simțire, de fapt. Hai să, da, să vorbim așa mai în termenii ăștia. Povestiți așa, nu știu, aș sta să vă ascult, cred că sunt foarte multe experiențe. Foarte multe experiențe. Da. A fost vreun caz pe care, nu știu, v-a rămas acolo în suflet, pe care ați reușit venind cu prin harul Domnului, venind cu șanse minime și să mai fie și astăzi în viață? N-am să spun nume. Este un domn care lucrează într-o
structura statului importantă. Când a venit la noi, eu de felul meu sunt prea optimist și nu odată sufăr din cauza asta, când i-am văzut picioarele, îl pansau. I-am zis, omul ăsta are nevoie de împachetări, poate la 2 metri, așa am zis eu în sinea mea. Picioarele erau o masă de puroi cu sânge. Diabet? Sau complicații circulatorii din cauza fumatului, din cauza toate care vin. Dumnezeu l-a făcut bine. A fost de atunci de mai multe ori la noi. A plecat pe picioarele lui și totul e în regulă? Ce vreau să spun este că acum... Medicii erau sceptici în ceea ce îl privea? Da. Avea foarte multe vicii. Asta ca să înțelegem puțin și... Stilul de viață este cu un efect atât de mare încât uneori nici nu bănuim. Ajutați-mă să înțeleg ce înseamnă stil de viață. Stil de viață... Adică înseamnă și nesomn, înseamnă și alimentație și nesomn, nepotrivită, înseamnă alimentație și... Alimentație băutură nepotrivită, păi iertare, dar am avut un tânăr de încă nu împlinise 16 ani, trimis de un domn profesor la noi încă nu împlinise 16 ani și a făcut accident vascular cerebral. Era cu mama nedormit, Red Bull și așa mai departe. Spuneți toate astea că ne ajută să înțelegi. Droguri? Da. Chiar voiam să vă întreb și despre asta, au venit, vin la podiș oameni care au probleme. Noi nu suntem specializați pe asta. Nu, dar unii dintre ei care recunosc măcar că au consumat. De exemplu, am avut o tânără din Irlanda, la 27 de ani, mergea cu mâinile așa înainte, parcă era un handicapat, nu știi de când, din cauza drogurilor. Nu-i mai funcționau sinapsele? Da, cum? Creierul. Într-o zi a zis, dacă aș avea un pistol acum, te-aș... Da. Ei, și fata asta acum lucrează. Și vede de servicii. Dumneavoastră... Dar e foarte greu. Cum faceți față presiunilor astora sufletești, emoționale? Cum vă încărcați? Pentru că sau vă reîncărcați, pentru că nu e puțin lucru să înmagazinezi problemele atâtor oameni care vă calcă pragul. Dumneavoastră sunteți acolo de la serie la serie, cu excepția momentului în care sunteți în concediu, nu? În rest sunteți acolo aproape permanent? Da. Aici sau nici măcar concediu nu e, acolo ați dat din cap la concediu. Da, aici e un lucru pe care trebuie să-l corectăm. În ceea ce vă privește, nu în ceea ce am spus eu. Da, în ceea ce mă privește. Adică e nevoie și de odihnă. Asta e realitatea. Și câte ore pe zi munciți? Prea mult. Mă duc dimineața și mă întorc seara. Aveți și parte de administrație, aveți și partea asta sufletească cumva, da, de capelanie, de apropiere, da, de oameni. Ce putem face, facem cu drag, cu mare drag. Dumnezeu v-a împlinit visul ăsta de a fi medic. De suflet. De suflet. Dumnezeu nu odată pregătește un plan și noi putem să-l deturnăm. Odată prin atitudine, prin vine cuvinte. În sejur un domn, un patron din București, gros, și cam fără scrupule, așa a fost. Dintr-o bucată așa. Domnul Prună. Ia cheia, se duce sus și vine în jurând, dar ce panoramă a făcut în recepție și ce vorbe au auzit fetele alea. Că nu avem televizor și scrumieră. Și Raisa, soția lui Andrei, care era în recepție, Andrei Lucaci, mi-a dat telefon și este un domn care... Și zic, uite acum, eram cu soția pe drum, uite acum sosim. Și până să ajungem, omul s-a potolit. A doua zi, la ocazia de cunoaștere, s-a ridicat și am auzit o cerere de iertare cum n-am auzit până atunci. Deci, domnule, vă rog să mă iertați, eu n-am știut ce este aici, vă rog iertați-mă. Sejurul a trecut, la sfârșit l-am văzut în capelă, îi curgeau lacrimile,
La sfârșit s-a ridicat din nou. Domne, vă rog, nu-mi puneți în cont ce am făcut. A plecat. Peste două luni vine o altă familie și când s-au ridicat la prezentări, zice, pe noi ne-a trimis domnul Prună. Noi când am auzit, știam. Dar el a sesizat și zice, lăsați că eu știu ce a făcut Prună aici. Noi suntem oameni liniștiți. Într-adevăr, era nepotul lui Sadoveanu. Nepotul lui Sadoveanu. Când te uiți la el, seamănă. Îl vezi pe Mihail Sadoveanu. Mihail Sadoveanu. De fapt, așa știu că a moștenit și proprietățile fizice sau intelectuale. Era la ceai mă duc de regulă seara, vorbesc cu pacienții care renunță la masă și era sâmbătă seara, nu știam dacă mai vin, că era programul prelungit sus și vine familia Sadoveanu. Deci ne place foarte mult ce faceți aici. Aveți proiecte de dezvoltare? Zic, noi ne dezvoltăm așa în măsura în care putem, că dacă împrumuți, nu știi ce se întâmplă. Zice, da, un proiect așa în scurt aveți? Zic, da, ne rugăm pentru un ecograf, dar e scump. Zice, și cât este? Zic, 50-60 de mii de euro. Și omul zice, nu e nimic, pe ăsta vi-l cumpăr eu. Acum când auzi asta, prima dată te pipăi să vezi dacă ești acolo. Acolo cu babisei, te mai ciupești. Pentru te uiți la el, mă, omul pare serios. Ei, a plecat și mi-a spus, pregătiți o factură pro forma și să mi-o trimiteți. Asta s-a întâmplat joi. Marți mă sună. Și zice, dar nu mi-ați trimis factura pro forma. Eu între timp m-am gândit așa, ca să nu cad de pe bloc, zic, mă, omul promite, dar să vadă dacă poate, să vadă când poate. Și zic, da, aveți dreptate, dar astăzi vă trimit. Am dat telefon la firmă, era un ecograf care costa mult, peste 65.000 de euro, că era primul vândut în România. L-au lăsat la 54.000, cu condiția... Ca să fie plătit... Nu, să fie văzut și de alții, să fie... Na. Iau factura și eu trimit la domnul Sadoveanu și s-a dus la bancă, la banca unde era soția lui, șefă de filială, și dă la o operatoare acolo și zice, te rog să faci transfer din contul meu și zice, și ce să scriu? Scrii donații. Și zice, cum donați? Din banii dumneavoastră? Te rog să scrii că eu știu ce am spus. După ce s-a făcut asta, îmi dă telefon și zice, domnul Iosub, eu când am promis, m-am gândit să fac donația asta din fondul de protocol al firmei, vicepreședintele unei mari firme din România. Dar zice, venind încoace, când mi-am adus aminte ce faceți acolo, am hotărât să dau din banii mei personale. Și zice, acum am dat telefon să vă spun că am trimis banii și să vă mulțumesc că am avut onoarea asta. Omul ăsta vorbea parcă era din altă lume. Dar eu vreau să vă întreb dacă îl trimiteam pe domnul Prun acasă. Ceea ce omenește vorbind, aveți da. Tot dreptul să faceți. Da? Și atunci te gândești, și nu odată am văzut lucrul ăsta, dar mă gândesc la multe ocazii când chiar am stricat un plan pe care l-a făcut Dumnezeu, asta e realitatea. Și atunci te umfli că ai făcut tu. De unde aveți smerenia asta așa? Da, asta e exagerare. Eu voiam să răspund la o întrebare... De unde avem resurse să lucrăm? Pentru că ce contează, luați și așa, ce contează cel mai mult la centru de sănătate este personalul. Sunt oamenii. Da. Oamenii pe care uneori se pune prea puțin preț, să știți. E o echipă nemaipomenită. A venit odată unchiul Shell, domnul Shell, cu un prieten de-a lui din Germania și... prietenul lui a zis, aveți o echipă extraordinară. Eu zic, îi iubesc pe oamenii ăștia, pe copiii ăștia. Da, neamțul Hâtru zice, și dacă iubești, nu faci mare lucru, că ăștia nu-s greu de iubit. Ei, vreau să spun un lucru.
pentru un centru de sănătate care nu este un loc iubit de forțele celelalte ale Întunericului. Pentru un centru de sănătate, secretul este rugăciunea. Noi, în fiecare dimineață, și asta este regulă, de la ora 8 la ora 9, în timp ce pacienții sunt la seminarul medical, noi, personalul, ne adunăm pentru studiu și pentru rugăciune. Toți? Toți. Bine că sunt și... Excepții. Este cineva de serviciu care... Sigur, sunt excepții, dar vreau să spun ca principiu. Da, ca principiu asta este. Și de Dumnezeu depindem. Asta e realitatea. Cum află oamenii de dumneavoastră? Nu știu. Nu... La inaugurare, mă rog, au fost autoritățile și prefectul și de la diferite instituții, dar a fost și TVR-ul. Echipa care a fost atunci, nu mai este acum, deci pot să spun că după ce au plecat, la jumătate de oră, ne-au spus, dacă vreți să apăreți pe post, trebuie să ne dați 30.000 de euro. Și ne-am cerut scuze, am zis, probabil n-ați înțeles unde ați fost. Nu știu dacă am fost prea politicos, dar asta am spus. Nu poți să faci reclamă mai eficientă decât cea pe care ce-o fac oamenii. A fost la unul la altul. Un domn șef de poliție care era bolnav, tensiunea mare și probleme serioase, a fost atât de mulțumit încât a plecat și timp de un an de zile ne-a trimis 60 de pacienți. Sau mi-aduc aminte de o ocazie când ne-a invitat la un post de televiziune. Nu stăteam bine cu banii și au lăsat jos tare și, hai domnule, dacă te cheamă. Și am avut o prezentare de o oră pe care au dat-o mereu și un spot publicitar și la televizor și la radio timp de o lună de zile. Nu știu vreun om care să fi venit de acolo. Nu știu asta. Dar sunt, de exemplu, situații în care Dumnezeu te ajută. Domnul profesor Ciurea ne trimite mereu pacienți. Medicul. Da, da. Profesor este un neurochirurg. Da, da, da. Renumit. Da, renumit și mereu primesc telefon. Domnul profesor Ciurea mi-a dat telefonul. Vă rog să ne faci... Când domnul profesor ne roagă, facem un loc pentru că știm că este o situație nu cred că ar trebui să ne ocupăm atât de mult de a ne face cunoscuți decât prin ceea ce facem. Am trăit și minuni, nici nu știu dacă ar trebui să spun, dar un medic a confirmat-o, soția lui avea cancer, ne-am rugat și el s-a vindecat și ea mi-a spus. V-ați făcut și treaba? A fost și acolo? Sau da, a fost la noi. A fost și acolo, a fost la noi, făcut sejur, și tratamentele. Da, este un medic din București care trebuia să meargă la operație și până atunci a văzut că este un spațiu liber la noi, adică o perioadă. I-am făcut un loc. La sfârșit... erau niște oameni tineri, așa drăguți, cu o fetiță de 6 ani. Oameni foarte de treabă și simțeam așa, Doamne, dacă nu faci o minune pentru ei, pentru cine s-o faci? Așa, și în ultima zi am zis, doamnă profesoară, vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. Ea zice, eu cred în rugăciune. Ne-am rugat doi dintre noi și zice, rugați-vă toți, că eu cred în rugăciune. Și cineva a zis, Doamne, fă ca atunci când va merge, să nu mai fie nici urmă. A plecat cu promisiunea că ne sună. Ne-a sunat și soțul ei zice, nu a mai trebuit făcută intervenție, nu a fost nici urmă. Și repet, nu era cizmar, era un medic. Zice, Dumnezeu a făcut o minune pentru
soția mea. Dar asta nici nu cred că ar trebui pus să audă alții, pentru că s-ar putea să creadă că la podiș este maglavit. Nu, în niciun caz din perspectiva asta. O minune de felul acesta. Dar Dumnezeu face minuni și astăzi. Poate să o facă Dumnezeu oriunde. Exact. Dumnezeu face minuni și astăzi, pentru că de multe ori noi avem impresia că citim despre minuni în Biblie și că ele s-au întâmplat odată atunci. Da, dar ele se întâmplă azi. Și la fel și cu podcastul ăsta autentic. Da. De ce vorbim despre oamenii din fața noastră? Ce vrem să le aflăm povestea lor? Pentru ca să se vadă că Dumnezeu lucrează și azi. Și azi. Că Dumnezeu n-a murit și că Dumnezeu este viu. Că n-avea dreptate nici. Da, exact. Da. Asta nu este despre noi. Să nu creadă cineva vreodată că este despre omul din fața mea sau despre mine sau despre Dani care este în spatele camerei sau despre Delia care ne ajută cu ceea ce înseamnă promovarea autentic. Nu este despre noi. Este despre Dumnezeu în fond. Asta înseamnă autentic. Nu este despre nimeni altcineva. Eu mi-aș dori să profit cumva de prezența dumneavoastră aici și să vă întreb trei lucruri într-o rubrică pe care o avem noi la Autentic, se numește Da sau Nu. Prima mea întrebare sună așa. Practicați postul? Da. Și postul poate fi practicat în mai multe moduri, fie că e vorba de post intermitent, fie că e vorba de o zi sau o jumătate de zi pentru o anumită problemă și... Faceți regulat lucrul acesta? Cred că mai mult decât regulat, ori de câte ori simt că este nevoie. Da, am văzut că se promovează foarte mult ideea asta a postului intermitent. Ce înseamnă concret și cum o practicați dumneavoastră? Postul intermitent înseamnă să... Bine, sunt mai multe practici, dar cel mai bine că unii mănâncă seara. Și e ciudat, zicea fratele domnul Cristescu, ca și cum ai dormi cu un ochi deschis și cu un închis. Deci, ar însemna să mănânci dimineața, să mănânci la prânz și după aceea, timpul acesta de 16-18 ore este un ajutor foarte potrivit, are loc și fenomenul de autofagie, distruge lucruri care încurcă, ca să nu mai intrăm în amănunte. Beți apă? Da. Mă străduiesc. Nu-mi place. Nu, în perioada asta. Da. Prânz la... în timpul postului intermitent, de la prânz la micul dejun de a doua zi. Da. În perioada asta se bea apă. Post fără apă înseamnă eroare. Da. Mai ales când postești, ai nevoie de mai multă apă pentru că se elimină toxine, adică apar toxinele în sânge și ele trebuie să fie eliminate. A doua întrebare, puneți sare pe legume? Nu punem. Cel puțin eu am moștenit de la ambii părinți, au fost hipertensivi și trebuie să mă străduiesc în privința asta. Nu zic că nu folosim sare deloc, dar este o soluție foarte bună. În loc de ulei pune sămânță de floarea soarelui și în loc de oțet pune sumac, care are un gust foarte plăcut și complex și ține locul și de sare. Interesant. Da. La o salată, spuneți dumneavoastră, la o salată să nu pui ulei, nici măcar ulei de măsline? Eu zic la, special la bărbați, uite în jos așa, fără să apleci capul și dacă vezi vârfurile picioarelor, atunci poți să-ți mai pui și smântână, să-ți strângi buzele sau... Dar uleiul, chiar dacă este de măsline, are multe calorii, 10.000 de calorii. Și atunci, cei care au probleme cu obezitatea, cu kilogramele în plus, ar trebui să socotească cam cât ulei consumă o familie de două persoane într-o lună. N-ar trebui nici de cum să depășească jumătate de litru. Mi-a venit acum o idee. Ziceți-ne o rețetă de-a dumneavoastră pe care o aplicați și spuneți-ne și nouă ingredientele. Mâncarea care vă place dumneavoastră cel mai mult, de la centru sau de acasă, nu contează, care să fie așa plină de sănătate și de vigoare.
Cel mai mult îmi place ciorba de sfeclă pe care o fac acolo. Acolo, credeam că dumneavoastră... Bine, și eu fac mâncare, dar n-am da. Timp. Dacă soția e plecată cumva, nu mor de foame. De foame nu muriți, nu? Dar... Revenind, ciorba de sfeclă. Da. Ne ziceți ingredientele și cum se prepară? Ce să mai... Sfeclă și mare secret este în loc de eu știu, altceva cu care să crești, pui suc de roșii. Făcut la dumneavoastră? Punem în fiecare an o tonă jumătate de suc de roșii, care înseamnă o variantă foarte bună de a da gust ciorbelor. Este foarte important lucrul acesta. Îmi plac foarte mult pateurile care se servesc dimineața și... Care e preferatul nostru? Cel de alune, de pământ, de arahide este... Foarte bun. În afară de... Cum se prepară? Dați-ne un... Simplu, îl pui în blender și ai făcut... Și nu se pune ulei, nu se pune... Nu se pune ulei nici de cum. Nici de cum. Bun, mai adaugi și un pic de orez brun sau orez normal și ai o pastă foarte bună. Îmi plac foarte mult toate tipurile de lapte care se fac. Se gătesc acolo? Da. Se prepară deci acolo? Nu se dă același lapte în fiecare dimineață. Odată este de alune, odată este de migdale, odată este de caju și așa mai departe. Și foarte bun. Vreau să spun că oamenii apreciază foarte mult gustul mâncării. Ei vin pregătiți așa, unii mai au și rezerve în geantă, dar ce vreau să zic este că le place foarte mult mâncarea. Dulciuri? Dulciuri, la noi se face un cozonac dietetic, care este foarte, foarte... Fără zahăr? Se pune puțin zahăr brun, dar nu se pun ouă, nu se pune lapte. Zahărul este atât de nenorocit precum se spune? Da, așa se spune. Deci există o declarație a Elenei White, a zis eu consum puțin zahăr. Puțin mai spuneți-mi zahăr. Un lucru. Cât contează în procente, dacă puteți să-mi ziceți, cât contează pentru a ne păstra sănătatea următoarele în procente chestiuni? Da. Alimentație, odihnă, și activitate sportivă. Mișcare. Da. În procente. E foarte greu de spus asta pentru că sunt polemici destule. Din ce ați văzut dumneavoastră, din practică, nu intrăm în alte dar, chestii. Eu cred că un om trebuie să doarmă 7-8 ore și bine, sunt și oameni care au un specific, se mulțumesc sau le ajunge mai puțin somn, dar în mod normal asta este și spunea domnul profesor Dulcan că o noapte pierdută e ca și cum ai fi consumat alcool. Deci lucrul ăsta trebuie... Are efecte asupra corpului, asupra creierului. Mișcarea contează foarte mult, mâncarea contează foarte mult. Deci dacă am vorbit de cele două, cred că 50-50. Nu trebuie să mă judece cineva care are cifre statistice. Da. Merg și spre ultima întrebare. Aici din zona pastorală, cumva, a relației cu Dumnezeu. Credeți că va reveni Domnul Iisus în timpul vieții dumneavoastră? Este posibil. Este posibil. Și știu că planurile lui nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Așa că datoria noastră este să fim pregătiți. Și a zis foarte bine Luther, dacă aș ști că mâine vine Domnul, astăzi aș mai planta un pom. Cineva chiar a zis odată, mai aveam cred că vreun an până să se termine centru. Crezi că o să termini? Și dacă o să termini, se va amortiza vreodată? Și după prima serie am dat telefon și am spus, s-a amortizat deja, gata, nu mai e nevoie de... Dumneavoastră v-ați văzut de drumul ăsta și vă vedeți mai departe de misiunea asta până în ziua în care va veni Domnul Iisus, asta ne spuneți. Da. Cred că asta este misiunea, lucrarea care va merge până când va veni Domnul, adică sau până aproape va veni Domnul. Am vorbit despre Scriptură, am vorbit despre Dumnezeu. Noi avem aici la Autentic o Biblie,
pe care am să vi-o pun în față. Dacă doriți să o deschideți, o deschideți. Dacă nu, ne spuneți pe de rost. Care este pasajul, versetul dumneavoastră preferat? Care este așa? Are un loc special în inimă? Păi, o făgăduință, pentru că prin ele trăim. 1 Corinteni 1:8. El vă va întări până la sfârșit. Are o semnificație deosebită, pentru că, într-adevăr, de multe ori omenește nu pot să scoți lucrurile la capăt. Era anul nou, anul în care trebuia să deschidem activitatea și era criza economică de atunci. Erau atâtea lucruri care aveau nevoie de multă investiție și am fost într-o comunitate dimineață și am zis eu o făgăduință și pentru Podiș. Și era 1 Corinteni 1:8. El vă va întări până la sfârșit. Și a fost situația așa fel că după masă am mers în altă comunitate și acolo s-au dat făgăduințele după masă. Și zic, iau și de aici, poate mai vine o încurajare. Și a venit. El vă va întări până la sfârșit. Da, în două comunități diferite. Da, și... Așa vorbește Dumnezeu și așa se confirmă că mesajul este de la Dumnezeu. A fost o încurajare extraordinară, asta e realitatea. Da. Când vorbiți despre începuturile Podișului sau când vorbiți despre Podiș, aveți lacrimi pe obraz, așa. Da. Pe de o parte a fost foarte greu, dar în același timp n-a fost Dumnezeu așa de aproape în altă perioadă a vieții. Cum este acum? Ca în perioada asta. Da. Și în sfârșit acum e ușor că lucrurile, bine, sunt provocări și acum, dar lucrurile merg pe un anumit făgaș și privind în urmă nu poți să zici decât că mare a fost puterea lui Dumnezeu. Este vreun om fără de care Podiș n-ar putea să meargă mai departe? Mai mulți. Eu nu știu, de exemplu, ce s-ar întâmpla dacă ar lipsi cei de la curățenie. Dacă aș lipsi eu, am fost plecat în America odată. Au mers lucrurile, da. Însă, mă gândesc, era aproape terminată construcția și unii au zis, ei, s-a terminat construcția, dar echipa e foarte importantă. Și aveau dreptate. Și într-o zi eram în birou la conferință și deschide ușa un tânăr și a zis, sunt doctorul Porumb, am auzit că vă implicați în activități de slujire sociale și vrem și noi cu soția. Și într-adevăr a venit și a lucrat și un mare bine pentru centru. Venit din Republica Moldova? Știu bine? Nu. El este din județul Bacău, dar făcuse facultatea în altă parte a țării. Din Moldova ne-a venit doctorul Coșcodan. Știam eu ceva. Doctorul Coșcodan, că l-am văzut prima dată, am zis cu zâmbetul lui așa, ne-ar fi foarte bine să vină la noi. Și așa a fost că a ajuns să lucreze. I-ați supărat vreodată pe oamenii ăștia? Da, cred că. Eu am probleme. V-ați cerut iertare? Da, da. Nu cred că n-am corigențe, dar eu am o problemă de comunicare. Nu pare. Da. Am o nătângeală așa. Mi se pare că dacă e ceva în capul meu, trebuie să fii și în al meu? Da. Că tot stăm noi de vorba acum. Chiar mă supără faptul că dacă spun două cuvinte, n-am înțeles ce am eu în minte. Și asta este o problemă foarte serioasă cu care mă confrunt. Și vine din copilărie. La tata, acasă au fost 11 copii și noi stăteam acolo lângă casa bunicilor și la noi era locul unde se întâlneau. Și discuții îndelungi până
seara, vorbă multă. Acum, cimii cel mai urât, vorbăria mult. Da, asta e. Și am probleme. Da. Și vreți să fiți mai succint așa câteodată și omul ar trebui să înțeleagă din câteva vorbe. Chiar asta e o problemă serioasă, da. Este cineva față de care ați greșit și nu v-ați cerut iertare? Poate punctual. Cred că sunt oameni, unii nici nu mai sunt în viață. Îți dai seama că ar fi trebuit să faci altfel în anumite situații. Și vorbeam chiar ieri cu o pacientă, avea pe suflet un asemenea lucru și ce i-am spus e valabil și pentru mine și pentru ceilalți. Dacă Dumnezeu îți promite iertare, atunci trebuie să te ierți și tu, să mergi mai departe. Am un test de autenticitate pentru dumneavoastră, este pe final de podcast. Aștept răspunsuri mai scurte la întrebările astea. Prima întrebare sună așa: care este locul în care îl găsiți în mod autentic pe Dumnezeu? Sfânta Scriptură. Și când am probleme așa, când sunt obosit, mă refugiez în profeția biblică, unde simți că Dumnezeu conduce. Care este cartea de care ați învățat să fiți autentic dincolo de Biblie? Sfânta Scriptură și după ea este Hristos, Lumina Lumii. Scrisă de Ellen White, da, la care am făcut de mai multe ori referire în ocazia asta. Numiți un defect care vă stă în calea autenticității. Uneori, când conduci, nu poți să spui ce ai în minte și cântărești lucrurile să vezi cum ar trebui să faci ca să fie mai bine. Și făcând asta, nu odată nu ai rezultatele cele mai bune. Adică cumva nu sunteți tranșant, franc. Da, adică îți dai seama că ar trebui problema asta rezolvată, dar nu acum și nu maniera cea mai fermă. Ferm. Și așa mai departe. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorați pe Dumnezeu? Slujindu-l. Și ultima întrebare din testul acesta, poate cea mai grea. Care este cel mai autentic om pe care l-ați întâlnit vreodată? Sunt mai mulți, începând cu soția mea. Care este prenumele soției dumneavoastră? Doina. Chiar mă bucur că l-ați pronunțat. Despre care am zis că uneori s-ar potrivi un titlu de capitol, nu cu arătarea în afară. Da? Și atâția oameni din jurul meu și oameni pe care Dumnezeu îi mai puteți numi dacă aveți numele lor în preajmă, chiar m-aș bucura. Și de la care am învățat foarte multe prin perseverența, prin sinceritatea lor. Mă tem să nu scăpați pe vreunul. Da. Completați fraza: cea mai mare calitate a soției mele este? Perseverența și credincioșia. Detest cel mai mult la o persoană? Lenea și vorbăria, fără rost. Pentru mine fericirea înseamnă? Am spus mai devreme. Să văd că prin ceea ce facem, oamenii fac un pas mai mult în direcția bună. Cartea cu excepția Bibliei pe care recomand să o citească orice om cel puțin o dată în viață are titlul? Hristos, Lumina Lumii, Tragedia Veacurilor și, dacă e vorba de sănătate, Divina Vindecare, Dietă și Hrană, cărți de mare valoare. Rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? Iartă-mă și ajută-mă. Banii pentru mine înseamnă? Înseamnă o cale, un mijloc de a rezolva lucruri și e bine că îi avem atât cât știe Dumnezeu că avem nevoie. Tolerez la celălalt? Pot să mă rețin când cineva greșește și am încercat să nu răspund imediat. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns: pastor sau administrator? Administrator prin natura lucrurilor. Caut administrator. Insistent sau discret? Discret. Rugăciune în gând sau cu voce tare?
în viața particulară, în gând. Centru de sănătate sau biserică? Acolo sunt amândouă. În relația cu soția folosiți mai des te iubesc sau iartă-mă? Am corigențe. Pâine albă sau neagră? Neagră, nu-ți pune probleme. Har sau lege? Amândouă, dar harul întâi. Timp cu familia sau printre pacienți la sanatoriu? Aici un subiect sensibil, mă strădui să recuperez din... Să recuperați timpul cu familia. Da. Când greșiți, vă cereți iertare imediat sau după o vreme? Depinde de situație. Studiați mai des evangheliile sau cărțile profetice? Studiez și evangheliile, dar repet, îmi plac foarte mult profețiile. Am și o întrebare surpriză, scrisă de către cei care au stat înaintea dumneavoastră pe scaunul pe care sunteți așezat. Vă rog să o extrageți din borul acesta și să o citiți și să ne răspundeți acestea. Sper să înțelegeți scrisul și să-mi spuneți și dacă este cumva semnată. De ce vedeți că Dumnezeu permite răul în lume? Este semnată? Nu este semnată. Vă rog. De ce permite Dumnezeu răul în lumea asta? Pentru că este iubitor și pentru că a ales să respecte liberul arbitru. Putea să ne programeze altfel și mă gândeam odată că atunci când a fost planul de a-l crea pe Lucifer, nu știa nimeni lucrul acesta. Și pentru faptul că l-a creat, Dumnezeu merită să fie iubit și respectat. Înseamnă că El este cinstit față de sine însuși. Și nu cere de la mine ceea ce El nu este. Am să vă pun în față și dumneavoastră un bilețel și de asemenea am să vă ofer și un pix autentic, îl arăt și celor de acasă, da, să-l revadă. Este cumva un soi de diplomă autenticității, o marcă pentru faptul că dumneavoastră ați fost aici, rămâne al dumneavoastră, este cadoul nostru și atunci când veți merge la centru, să-l folosiți ori de câte ori este ocazia. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc mult! Împachetați-l și puneți-l în bol. Abia aștept să văd cine va extrage întrebarea primită scrisă de dumneavoastră. De asemenea, pachetați-o și pe aceea și în final noi avem niște prieteni așa de suflet, da. Prietenii noștri de la editura Viață și Sănătate, care ne pun la dispoziție două titluri pentru fiecare ediție. În ocazia asta am să vă rog să vă alegeți una dintre cele două cărți, Fabrica de Sfinți sau Manifest. Mergeți pe asta? Am să o iau pe asta pentru că am fost în aceeași comunitate, în comunitatea Bodești, de acolo este cu autorul și, da. Și atunci are o semnătate specială asupra dumneavoastră. Vă mulțumesc mult, mult de tot că ați fost cu mine aici, a trecut timpul foarte repede și cred că este doar o fărâmă din ceea ce înseamnă viața lui Costel Iosub. Mulțumesc foarte mult și eu și să dea Dumnezeu să aveți binecuvântare mai departe, pentru mulțumesc. Că faceți o lucrare bună. Domnul cu dumneavoastră în toate, vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit, care ne sunteți aici de fiecare dată în ceea ce înseamnă comunitatea Autentic și de asemenea cred că fiecare gest pe care îl faceți ne va ajuta să răspândim mesajul acesta al autenticității tuturor celor la care țineți. Așadar, un like, un subscribe, un comentariu ne ajută pe noi pentru că acesta este algoritmul YouTube, nu de altceva și de asemenea nu uitați să apăsați și pe clopoțel. Vă va ajuta și pe dumneavoastră să primiți notificări din partea YouTube atunci când noi publicăm un material nou. Nu uitați să vă trăiți cu adevărat autenticitatea, indiferent de contextul în care vă veți găsi.